activa în momentul când o să vină discuția. Cine este pentru ordinea de zi, cele 19 puncte plus 17 la diverse? Cine este pentru conectare video? Ordinea de zi. Nu, deocamdată ordinea de zi și după aia vedem suplimentarea. Cine este pentru? În regulă? Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? E acolo un domn în dreapta, domnul consilier. Domnul Țarevici, cum votați? Sau s-a blocat imaginea? Ok. Da. Deci pentru, da? Dacă se blochează imaginea, domnul viceprimar, v-aș ruga să veniți, că avem atâtea locuri aici acum. Văd că domnul Preda n-a mai venit astăzi aici. Dacă se blochează, puteți veni aici. Da, ok, suntem... Mulțumesc. Suntem în procedură de vot. Împotrivă nu e nimeni. Abțineri? Da, procedura s-a încheiat. 18 pentru. Ordinea de zi este conform legii aprobată. Suplimentarea ordinii de zi, mergem la cele 6 puncte. Am avut 5 primite ieri și astăzi încă un punct, ni s-a dus chiar acum în timpul înainte de ședință. 6 puncte la suplimentare plus 2 la diverse. Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc foarte mult. 18 pentru. Ok. Poftiți? Acum da, votăm, da, includem și suplimentarea ordinii de zi, pe ordinea de zi a celor puncte. Cine este pentru ordinea de zi cu suplimentările solicitate de domnul primar? Cine e pentru? Ok. Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc mult. Primul punct, supune spre... Poftiți, domnul secretar, imnul național nu-l mai ascultăm, imnul înainte de ședință ordinare sau domnul Lăreașu spate? Ok, vă mulțumesc, domnul consilier Nicolau, pentru această observație. Într-adevăr, aveți dreptate, îmi cer scuze. Nu e neapărat obligatoriu, dar după cum suntem toți patrioți și corect, o să punem... Mulțumesc foarte mult. Înainte de a da cuvântul domnului consilier Jecalu, mulțumesc domnului Nicolau pentru această sesizare, dar totuși am o mică observație. Când se cântă imnul, trebuie să ne ridicăm în picioare și eventual să ne coborâm chiar și din mașină, domnul Nicolau. Mulțumim. Domnul Jecalu, vă rog. Da, dacă îmi permiteți, domnule președinte, având în vedere că la începutul ședinței trebuie să anunțăm la care proiecte am fi în conflict de interese. Prin urmare, eu la proiectul numărul 24 nu voi participa nici la discuție, nici la vot. Vă mulțumesc. 24 de pe suplimentare ar fi, nu? Da. Care din la suplimentare este... 24. Am înțeles. Am înțeles. Deci eu nu particip la numărul 24. Mulțumesc, domnul secretar. Vă mulțumesc. Salutat, domnul Nicolau. L-am recunoscut după voce. Mulțumim, domnul consilier Nicolau. Cine se mai anunță? Domnul Preda, vă rog. Din păcate, la mine nu sunt ca ordine zic proiectele suplimentare, dar o să spun că la proiectele cu locuințele sociale care sunt pentru depunerea mai smis să nu o să particip nici la discuții, nici la vot pentru a evita crearea unei situații. Corect. Care punctele sunt? Care a spus? Toate suplimentarea, nu? Toate cu galul, da? Am înțeles.
Am înțeles, domn primar. Cam atât, da? Nu mai e... Nu se mai anunță niciun domn consilier. Ok, trecem la ordinea de zi. Primul punct, supunem spre aprobare procesul verbal a ședinței extraordinare din data de 23.08.2021. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumim foarte mult, 18 voturi pentru. Punctul 2, supunem spre aprobare procesul verbal a ședinței ordinare din 26.08.2021. Cine este pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Vă mulțumesc. Punctul 3. Supune spre aprobare procesul verbal la ședinței extraordinare din 30.08.2021. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Vă mulțumesc foarte mult. 18 voturi, domnul secretar. A trecut și punctul 3. Punctul 4. Supune spre aprobare procesul verbal la ședințe extraordinare din 6.09.2021. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Vă mulțumesc. Punctul 4 în regulă. Punctul 5 de pe ordinea de zi. Supune spre aprobare. Cine este împotrivă? Poftiți? Nu se aude? Ne auziți? Nu a fost sonor. Nu a fost sonor pentru moment. Timp de 3-4 secunde s-a blocat imaginea, da. Cât și sonorul în sala de consiliu. Reluăm punctul 4, da? 5. Supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din 06 septembrie 2021. Cine este? 21.09.5. Septembrie. Nu, da, 21. A, scuze. 21, scuzați, am citit 4, da. 21.09.2021. Cine este pentru? O să fim mai încet atunci. Cine este împotrivă? Cine se abține? 18 voturi pentru. A trecut și punctul 5. Punctul 6. Stați, punctul 5. 5, 5. La punctul 5 am fost eu președinte de ședință, nu, domnul, că aveam acolo o mică observație. Da, pe punctul 5, dar am trecut deja. Acolo am înțeles că mi s-a adresat cu băiul Olarean. Vă mulțumesc. S-a consemnat în procesul verbal, da? Expresia, da. Punctul 6. Supune spre aprobare procesul verbal la ședință. Talk out, nenea Olarean. Am înțeles? Vă rog. Vă rog, cine e? Nu mă depășim. Ce mă dăm primar? Da. Dați-le un mesaj. Să... Da? Dați-mi. Spuneam acasă. Poftiți? Spuneam acasă. N-am înțeles. Mergem. Nu, că eu dar vreau să fim totuși corecți. Adică dacă un domn consilier are ceva de completat, chiar cu mult drag, știți? Da, punctul 6. Supunem spre aprobare procesul verbal la ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 23.09.2021. Cine este pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Vă mulțumesc. Domnul Tiron, nu v-am văzut cum ați votat la punctul... Punctul 6, domnul Tiron. Vă rog, spuneți audio. Pentru. El a fost cel care a vrut să intervină. Nu, domnul Tiron? Domnul Nicolau? Nicolau a vrut să intervină. Da, poftiți, domnul Nicolau. Domnul Nicolau. Nu mai a plecat. Să nu disfuncționalități astea. Poftim? Domnul Tiron a spus că nu e. Am înțeles. Sunt disfuncționalități astea cu transmisia și rămânitura. Dar și suprapune, nu? Decalaj și suprapune. De asta am spus să vorbim pe rând, ne anunțăm, ridicăm mâna și o să fie tot în regulă. Trecem la punctul 7, dar înainte de a trece la punctul 7, domnul secretar, dacă v-ați conformat solicitării mele de la ședința trecută, să avem șefii de compartimente online. Eu am spus să fie în sală, dar dacă îi avem online, i-aș vrea să-i văd.
Da, solicitarea dumneavoastră a fost adresată, șefii de servicii, directorii sunt conectați online, după cum vedeți, directorul poliției locale. Putem să-i vedem și la... Vă rog, șefii de servicii, să vă conectați și video. Da, prezent. Domnul Răuțu, ne auziți? Bună ziua, vă aud foarte bine. În regulă, domnul Flutur? Prezent, prezent. Domnul Cofler? Prezent. Domnul Orsescu? Da? Mă bucur. Domnișoara Mitric? Foarte bine, foarte bine. Microfonul, vă rog, ca să... Foarte bine. Prezent, prezent. Bună ziua, prezent. Da. Vedem, doamna Ionescu? Prezentă. Vă rog, am și conectarea. Nu vă vedem, nu vă vedem. Rugăm să rămâneți conectați video, șefii directorii. Mulțumesc. De la asistență socială? Doamna Mironescu, am înțeles că domnul primar a dat o dispoziție în acest sens. Felicitări, domnul primar. Foarte bine. Ce nu văd pe directorul de la sport, de la clubul sportiv? Este și el online? Da, dar nu-i plecat din țară. Chiar și din țară am văzut consilieri care s-au conectat. Putea să conecteze. Solicităm domnului director. Șeful de la piață, domnul Ștefănescu, probabil și el este online, nu? Este șeful de la piață? Nu. Nu e cazul, că el nu-i director. Iar domnul Răuțu, aș solicita până ajungem la punctele respective. Am văzut că aveți pe ordinea de zi, avem pe ordinea de zi ceva legat de poliția locală. Cu rugăminte, cu acceptul de astăzi, poate să vină în sală. Dacă e posibil, domnul Răuțu? Da, este sigur că... Da, mă conformez, imediat ajung la ședință. Am înțeles. Da. E, da? Ok. Și totodată, în timp, să conecteze, sunați-l dumneavoastră pe directorul de la clubul sportiv, vă rog. Ok. Rugăminte să rămâneți conectați și video. Întrucât ședința, vă promit că o să fie scurtă, puteți să stați și dumneavoastră video. Șefii de compartimente, sunteți plătiți în acest sens să rămâneți video pe tot parcursul ședinței. Punctul 7, domnul primar. Punctul 7, acum vă dau dumneavoastră cuvântul să dați citire la punctul 7. Ați văzut când am... Nicio problemă. Okay. Punctul 7. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99.084 din 10.08.2021 privind atribuirea denumirii Galeriile de Artă Traian Postolache, secție de galerii de artă din cadrul Muzeului Etnografic Samuel și Eugenia Ionet, Rădăuți. Inițiator primar Login Bogdan Andrei. Okay. Am adus să referiri la acest punct că de când a fost organizată acea expoziție care a fost de succes. Cuvintele sunt de prisos, eu zic că trebuie să dăm întotdeauna cezarul ce este cezarul și eu cred că este un lucru foarte bun acesta. Mulțumim, tocmai de asta am spus să dați dumneavoastră citire proiectului și totodată să faceți o mică completare, prezentare a acestui proiect, de ce l-ați inițiat sau care a fost solicitarea. Am văzut și eu solicitarea familiei, într-adevăr, domnul Traian Postolache, Dumnezeu să-i fie țărâna ușoară, merită acest lucru și am văzut și Consiliul Județean a aprobat și toată lumea aveți avizele de peste tot. Felicitări, domnul primar, că v-ați gândit la acest lucru. Discuții dacă aveți la acest proiect, stimați colegi. Poftim? Scuzați. De asta avem secretar care urmărește legalitatea. Comisia de învățământ, vă rog, avizul dumneavoastră. Aviz favorabil. Mulțumim, doamna președinte. Comisia de administrație publică? Favorabil. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnul președinte. Discuții, dacă vă înscrie... Cine se înscrie să ia cuvântul la acest proiect, la acest punct? Da, aș avea eu o discuție, dacă se poate să inițiez. Având de vedere că se schimbă și denumirea la galeriile de artă, domnul președinte, aș solicita să schimbăm și logo-ul, dacă este vorba de către domnul Victor Traian Postolache, să schimbăm și logo-ul, poate cu o schiță grafică a domnii sale. Nu, no, nu, no, nu. No, este doar o propunere. Domnul Tibeică, da? Da, da, vă rog. Rugăminte, vă înscrieți la cuvânt, vă ridicați mâna, eu vă dau cuvântul pe viitor. Sigur. Și vorbiți puțin mai la distanță de microfon, că a făcut puțin microfonie și nu prea v-am înțeles ultima fază. Ce ați solicitat dumneavoastră?
dacă tot se schimbă denumirea la galeriile de artă, aș propune să schimbăm și sigla cu chipul domnului Traian Postolache, o schiță grafică, de ce nu? Ce, să-i punem o placă? Nu, adică să schimbăm logo-ul. Aha, da, da. Trebuie schimbat. Clar. Se lucrează, domnul. Bună sesizarea noastră. Deja domn primar a avut în vedere și cu domnul consilier personal, domnul Cârdei, care e pe partea asta de imagine, cu domnul Cornelius Cârdelius, da, să face tot acest lucru. Alte completări, alte discuții? Vă mulțumesc. Domnul Nica, vă rog, domnul Nica, vă rog, domn consilier. Aș avea o întrebare din partea unor turiști. Ce ar trebui ca să timpul weekendului? Ce anume, ce trebuie să? Care-s demersurile pentru a ține galerie deschisă în timpul weekendului, nu numai de... Dar-s deschise, eu știu că-s deschise. S-s deschise, am fost eu cu cineva în vizită și erau... Muzeul deschis. Nu, galerie nu, dar muzeul era deschis. Muzeul, da, galerie, nu muzeul. Da, muzeul era. Domn primar? O să fie în felul următor deocamdată, mai ales acum în perioada asta în care iarăși intrăm puternic în pandemia asta. Este lăsat acolo un număr de telefon la galerii, iar în momentul în care este cu adevărat solicitat, se merge la muzeu, că e foarte aproape și se deschide. Ok. Se poate face anunțul în engleză, gen? Da, ok. Ok, bine, mulțumesc. Da, mulțumim pentru implicare. Da, ceea ce spune domn primar e justificat, ca să nu mai plătim un om sau să stea acolo în program, să stea pentru, da, da, da. O să pună probabil acolo pe hol sau un afiș sau anunță cel de la persoana care e de serviciu de la muzeu, cine vrea să viziteze și galeriile, sunt probabil lucrări, taplouri acolo, nu? Da, da, da. În regulă, mulțumim, domnul consilier? Da, 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 mulțumesc. Ok, așa eu vă mulțumesc. Mai sunt discuții înscrie la regulă. Cine e pentru acest proiect de hotărâre? Cine împotrivă? Cine se abține? 18 voturi pentru. Mulțumim frumos. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre înregistrat cu 99.161 din 09-2021 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a poliției locale, Rădăuț, inițiator domnul primar Login Bogdan Andrei. Ok, bună propunerea noastră. La solicitarea domnului primar, o să trecem de acest punct până vine domnul Răuțu. Mă bucur, domnul primar, că totuși acceptați ceea ce am propus eu să vină. Ok, sigur. Da, domnul, cu acceptul dumneavoastră trecem de acest punct și revenim când o să ajungă domnul Răuțu în sală, probabil este în deplasare. Completarea HCR numărul 160 din 2409-2009 pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință aflate pe raza municipiului Rădăuți, a listei locurilor de parcare, a prețului de închiriere, precum și a modelului acordat de rezervare. Inițiator, viceprimar Țarevici Cezar Ciuclean. Comisiile, vă rog. Comisia de urbanism. Avizează favorabil. Mulțumim, doamna președinte. Comisia de administrație publică. Vă mulțumesc, domn președinte. Două cuvinte, domn primar? Da. Aici vreau să zonele aglomerate. Știu că s-a trecut la un anumit moment dat la acest lucru și a fost foarte important pentru cetățenii. Pe strada Manejului, ce se întâmplă? Sunt foarte multe locuri în care se parchează, cum ar fi Vorovățul, strada Manejului și în alte locuri, în care oamenii oricum parchează, dar își doresc locul lor. Noi îl vom amenaja, vom da legal toate acele locuri de parcare să fie totul transparent. Vreau să spun că vom mai interveni în zona Bogdan Vodă 89 în capăt, în
Acolo nu arată nimic, nici a loc de joacă, nici a teren de sport, nici a spațiu verde, arată praznic acolo. Și acolo vom interveni cu o serie de locuri de parcare, pentru că, din câte știu, la momentul actual sunt cel puțin 60 de cereri, deci foarte multe cereri. Și dacă tot am venit cu strada Bogdan Vodă cu asfalt, cu trotuar în zona respectivă, vom reglementa și din acest punct de vedere. Am mai găsit în spatele blocului 89 acolo, vom retrage niște gărduțuri, vom reface spațiile verzi și vom asfalta zona respectivă pentru că este arată exact ca și după bombardament. Și efectiv pe unde am găsit și dacă vom mai găsi, vom interveni. Deocamdată acestea vor fi locurile la care facem referire. Vreau să spun că mai există o zonă pe Iacob Zadi, la locul de vis-a-vis de trenul de sport în spate, arată jalnic, vom depoperta și vom veni cu un proiect de hotărâre și în acest sens în Consiliul Local pentru indicatorii tehnico-economici. Mulțumim, doamnă președinte. Doamna director economic. Mulțumim foarte mult, fiindcă am înțeles că asta aveți ultima zi a dumneavoastră de activitate, ar fi chiar umări cu ce să vă și vedem. Domnul primar, dacă se respectă cu autofinanțarea acestor casări de la parcări, știu foarte bine că a fost o inițiativă înainte când eram primar și a dat rezultate. Am avut în primii 3 ani în jur de vreo 3.000 de parcări. Era 100 de lei pe an acel loc de parcare și banii respectivi se duceau din nou, cei care încasam se duceau pentru investițiile următoare. Dacă se respectă acest lucru, doamna director sau domnul primar? Nu, vă răspund eu. Inițiativa a fost foarte bună și încă din 2015, când am fost atunci la primărie, da, am direcționat fonduri în acest sens. După cum știți, am făcut foarte multe locuri de parcare chiar pe Alea Primăverii. Deci da, de câte ori am încercat să respect aceste lucruri care au fost, au primit girul Consiliului Local, indiferent din ce perioadă, ca să nu mai spun că aici fac o paranteză fără să aibă legătură efectiv cu treaba asta, să urmăriți toate proiectele care vin în primăria, în fața Consiliului Local, majoritatea proiectelor sunt cu introduceri de spații verzi și de copaci. Este okay. Foarte, foarte important. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult. Țin să vă mulțumesc în mod special dacă țineți la spații verzi. După cum vedeți, eu am și mască verde. Inclusiv aceste, inclusiv aceste locuri de parcare, acolo unde vom putea, vom încerca să intervenim cu dale traforate pentru... Okay. Tot ceea ce se face în municipiul Rădău să rămâne, domnul primar, și pe viitor oamenii o să aprecieze tot ce se face, dar insist și vin referitor la acest proiect, e un lucru foarte bun și am întrebat dacă se respectă cofinanțarea și se duc acele sume. Eu o să verific din păcate nu sunt Comisia de Buget Finanțe, dar o să verific dacă încasările în perioada noastră, ce a fost în urmă de anul trecut încasările, dacă s-au dus spre noi parcări și nu sunt investiții mari decât puțin asfalt sau puțin beton, se pot face și din beton și cu marcaj să avem, din cauza că în municipiul Rădăuț s-au aglomerat foarte mult și sunt foarte multe mașini și e și ceva elegant și disciplinat așa, să-ți parchezi mașina, nu, domn primar? E o plăcere să mergi printre blocuri, să le vezi pe fiecare puse așa și acolo un gărduleț, spații verzi. Eu mă ofer ca să vin și cu niște brăduți, dacă o să apelați la serviciile mele și facem un parteneriat public-privat sau parteneriat între părți. Mulțumim, doamnă primar, apreciez și pe această ocazie vreau să solicit celor care aveți nevoie de parcări să faceți solicitări scrise la Departamentul Impozite și Taxe la domnul Costică, nu? Domnul Costică Nichiforiu, că el se ocupa, da? O rămas tot el se ocupa, da. Parcările. Da, vedeți că anumite lucruri se respectă. Și faceți solicitări, între timp domnul primarului le va selecta și va vedea unde sunt mai multe, va înființa chiar cu plus 5, nu? De la 5 solicitări, domnul primar găsește bani să facă, să ducă spre direcția respectivă. Cine, dacă mai sunt persoane care se înscriu la acest punct, la acest proiect, cu parcările de cartier, parcările dintre blocuri. Mulțumim, domnul Tibeică. Da, domnul Tibeică, puteți? Da, aș avea eu să-i adresez domnului primar. Da. M-auziți?
În zona Bogdan Vodă, numărul 13-17, sunt cele două blocuri vis-a-vis de Casa de Cultură la intersecția cu 22 decembrie, care duce spre lacul Sahia. Au fost vreo 20 de cereri, dacă nu mă înșel, nu am hârtia în față acum. Știu că am discutat cu oamenii din zona respectivă și ar dori și ei acolo să se înființeze locuri de parcare cu plată amenajate. Dacă este posibil, există posibilitatea ca în viitor să luați în calcul și dorințele. Stai, nu vă grăbiți, că vă grăbiți repede și eu vreau ca să respectăm ce am vorbit, da? Sigur. Da, domn primar, acum poftiți. Exact unde? Exact unde? Pentru că în spate acolo? Vis-a-vis de lacul. Sunt cele două blocuri, 13 și 17, vis-a-vis de Casa de Cultură. Da. Cum venim dinspre Bogdan Vodă, dinspre centru, luăm stânga spre 22 decembrie. Imediat, pe dreapta și pe stânga, sunt două locuri unde s-ar putea interveni să amenajeze locuri de parcare. Ok, o să mergem ele în teren. Sunt acolo locuri de parcare, dar nu sunt amenajate, domnule. Și de asta spuneam, ei ar dori să fie amenajate și doresc să plătească taxă. În regulă, o să ne deplasăm la fața locului și o să luăm apă. Mulțumesc. Domnul secretar, vă rog. Da, vreau să fac precizarea că în acest proiect de hotărâre se înființează locuri de parcare de reședință pe strada Oborului numărul 6, da, iar există un proiect de hotărâre inițiat de domn primar cu celelalte parcări care e în dezbatere publică 30 zile, acolo se poate chiar interveni. Da. În ocazie ca să fac pentru că până atunci poate o să mai și completăm cu ceea ce am... Da, o prezentare. Da, într-adevăr, am făcut o completare acestui punct care e foarte necesar și foarte benefic și un lucru bun pentru rădăuțeni. De aceea am și făcut ca o informare și domn primar la fel, cei care sunt interesați sau cei care solicită să facă adrese sau solicitări scrise, domnul Costică le selectează, le aduce la domn primar prin referat și va executa sau va pune în aplicare aceste parcări. Domnul Tibeică, mulțumim foarte mult, aveți promisiunea domnului primar că în această toamnă, dacă nu la anul, rezolvă și transmiteți-le la cei oameni că se rezolvă problema. Da? Da, vă mulțumesc, domnul președinte. Vă mulțumesc pentru disponibilitate. Și eu vă mulțumesc, dumneavoastră. Alte discuții? Între timp și domnul Tătar văd că a apărut în ecran, nu? În colț, în stânga ecranului jos. Nu? Nu-i domnul Tătar acolo? Nu era, nu? Ok. Dumneavoastră vedeți mai bine, domnul secretar, că sunteți mai aproape. Am votat, nu? Acum votăm. Să votăm acum, da? Punctul 9. Domnul Răuțu poate vine între timp, nu? Punctul 9. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Cu 18 voturi a trecut punctul 9 de pe ordinea de zi. Punctul 10. Îi voi da eu citire, că domnul primar acum vorbește la telefon cu domnul Răuțu, probabil nu. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99.171 privind modificarea statutului de funcție al Spitalului Municipiului Sfântul Dr. Cosma și Damian Rădăuț prin transformarea unor posturi. Inițiatorul domnul primar Login Bogdan Andrei, se solicită avizele de la Comisia Economică, vă rog. Comisia Economică avizează favorabil. Mulțumim, domnul președinte. Comisia de Învățământ. Favorabil și din partea Comisiei de Învățământ. Aveți favorabil, da? Favorabil. Mulțumim, doamna președinte. Domnul director de la spital, dacă domnul manager, dacă este conectat? Nu este conectat? Are DSP-ul, da. Îl înțelegem că acolo sunt probleme. Dar a schimbat directorul, e alt manager, nu? E altă, am văzut ședința trecută, parcă, da. La cuvântul. Da, este domnul Vatra. Poftiți? Domnul Vatra. Da, tare mi-aș fi plăcut să-l văd online, dar poate până la sfârșitul ședinței, la diverse, se conectează și el online pentru câteva întrebări. Întrebări normale, nu pentru rădăuțeni, care m-au întrebat și pe mine. Două vorbe la acest punct, domnul primar? Nu, sunt niște transformări normale de care am luat act de fiecare dată când a fost nevoie. Nu vrem să încurcăm activitatea spitalului sub nicio formă.
ba chiar mai mult, ne-am deplasat, am avut vizita prefectului, am avut vizita DSP-ului, am încercat să găsim soluții la spitalul vechi, din câte știți, asta ca și informare, am transformat secția de psihiatrie în secție COVID. Incidența este foarte mare și pe această cale încă o dată fac apel la prudență. Încă o dată anunț pe toți cei care se exprimă într-un fel sau în alta că, sincer, chiar nu mă interesează. Singurul lucru care mă interesează este ca mesajul nostru de grijă și de precauție să fie la ei. Am avut cazuri, chiar și astăzi sunt sunat în disperare, oamenii sunt bolnavi și așa mai departe. Deci mare atenție la normele de igienă și la tot ce înseamnă protecția împotriva acestui COVID. Mulțumesc! Da, foarte frumos ați prezentat, domn primar. După cum știm, primarul este responsabil cu o parte din ce se întâmplă în municipiu, unii îl administrează, președintele partea de situație de urgență și, într-adevăr, sezarea dumneavoastră e foarte bună. Mi-a plăcut că n-ați făcut îndemn asupra vaccinării, n-ați făcut îndemn ce a spus, doar precauție. Și pe această cale vreau să rog și eu, rădăuțenii, să fim precauți, să ne aglomerăm foarte mult spitalul. Da. Dacă vă înscrieți, domnul Tibeică, poftiți. Ați ridicat, da? Nu, n-am intervenit. Da. Fiind acolo în Consiliul de Administrație, mă gândeam că aveți ceva de comentat. Nu mai sunt în Consiliul de Administrație, domnul președinte, nu mai sunt. Nu mai este, nu? N-am știut. Știu că l-am votat când a fost. Ok. Cine e pentru punctul 10? Comisia s-a spus. Da, am fost operativ, domnul primar, cât ați vorbit. Da. Nu, că am intrat în orice. Cine e împotrivă? Cine se abține? 18 voturi, domn secretar, consemnăm. Vă mulțumesc, doamnelor consilieri, stimați colegi. Între timp s-a prezentat șeful poliției locale, domnul director Răuțu, prin care vreau să spun două cuvinte înainte de a începe a discuția acest punct. E un om foarte deosebit, nu laud pe nimeni niciodată, n-am făcut aprecieri, dar e un om care își face treaba în municipiul Rădăuți pe acest post. Nu știu dacă e director cu post, cu examen, dar... Da. Împuternicii deocamdată. Împuternicii, cu toate că... Cu decizie, nu? Așa. Da, nu știu, cu toate că ați ajuns cam târziu, domnul Răuțu, eu mă așteptam să veniți foarte rapid, dar... Scuze, am recomandat toate aparate. Ce ați făcut? Ați conectat? Am deconectat. Aveți un sistem acolo la poliția locală prin care urmăriți? Și aveți și camere în oraș care le urmăriți? Mă bucur. Ok. Punctul 8, domnul primar, cu acceptul dumneavoastră. Da. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99.161 din 06.09.2021 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale Rădăuți. Inițiator, primar Login Bogdan Andrei. L-aș ruga pe domnul Răuțu. Am spus că aveți energie, aveți voință, aveți dăruire. Nu e ironic, nu sunt ironic. Trebuie să plecați la București. Da. Și mai am 5 minute până lângă toate astea ca să rămână în sală. Aș ruga viceprimarul să vină în sală. Între timp vă locuiește viceprimarul. Așa e corect. Trebuie să rămână la comandă la cârmă cineva. Ne inițiind el proiecte, nu știu. Cum? Are și îndată inițiat un proiect, am văzut, nu? A trecut proiect inițiat. A trecut? Asta cu parcările fesa lui, nu? Da. Ok. Dar totuși continuăm, numai dacă vine viceprimarul ca să vă înlocuiască, nu plecați dumneavoastră, până nu vine domnul viceprimar, putea să-l anunțați. Domnul viceprimar, vreau să mă salvați. Nu mă salvați, că voi să intrați online pe drum ca să ne vedeți ce se întâmplă, dacă mai avem discuții, șoferul conduce dumneavoastră, o să fiți online. Nu vă supărați, stimați colegi, nu vreau să... Șoferul, conduceți dumneavoastră? Da. Aveți mașini multe. Bun. Comisia economică? La acest punct, punctul 8. Comisia economică avizează favorabil. Mulțumim, domn președinte. Comisia de urbanism? Avizează favorabil. Mulțumim, doamna președinte. Comisia de învățământ? Favorabil și din partea Comisiei de învățământ. Și
și dumneavoastră vă mulțumesc frumos, Comisia de Administrație Publică. Favorabil, domnul președinte. Mulțumim, domnul președinte. Cu permisiunea dumneavoastră, că am înțeles că sunteți foarte prins cu timpul, aș vrea pe domnul director interimar, domnul Răuțu Romeo, să ne prezinte în câteva cuvinte acest proiect. Regulamentul, să fiți mai explicit și... Sigur, regulamentul de organizare și funcționare al poliției locale vine cu unele modificări, practic ca urmare a redimensionării structurii poliției locale, în urma hotărârii de Consiliul Local 144 din acest an. Odată cu redimensionarea aparatului de specialitate al primarului, inclusiv au avut loc transformări și în cadrul poliției locale. A apărut o funcție de conducere în plus față de ceea ce era până acum, respectiv cea de șef de serviciu, și în același timp s-a redimensionat structura compartimentelor operaționale. Practic s-au diminuat anumite posturi numeric. Sigur, unii dintre colegi, datorită acestui fapt, au fost în postura de a da examene, testări, să rămână, practic, cei mai buni dintre dumnealor. Activitatea poliției locale rămâne aceeași, în linii mari. După aceleași coordonate, ne desfășurăm activitatea după aceiași parametri. În plus, avem în momentul de față un sistem tehnic de supraveghere video în zona centrală a municipiului și sunt valorificate informațiile din zona centrală, intersecțiile, ca să spunem, de interes maxim pentru noi. Și în același timp ne ajută foarte mult la întocmirea proceselor verbale de contravenții, pentru că avem datele necesare despre autovehiculele parcate, oprite, staționate, în mod necorespunzător pe arterele principale de circulație. În același timp, mai există un proiect de hotărâre în care se urmărește decongestionarea traficului din zona centrală prin amplasare de parcometre în parcarea centrală și arterele principale de circulație. Așa cum spuneam, poliția locală rămâne practic cu aceleași sarcini de serviciu, organizate pe compartimente funcționale, compartimentul de ordine publică. Cum spuneam, compartimentele circulație rutieră și ordine publică trec în subordinea directă a directorului executiv, iar compartimentele evidența persoanei și dispecerat, control activități comerciale, disciplină în construcții și protecția mediului trec în subordinea șefului de serviciu. Practic, era necesar o funcție de conducere pentru a se asigura permanența unui cadru cu atribuții de verificare, control și îndrumare a personalului poliției locale. Eu cred că este binevenită această funcție. Sigur, o să ne întrebați cum o să facem față cu mai puține cadre. O să încercăm, ca și până acum, să ne ducem la bun sfârșit activitatea în parametri operaționali. Mulțumim, doamnă director. Numai puțin, domn primar, mai putea să rămâne. Vă rog eu foarte mult. Am înțeles. Pune plecați la Suceava, aveți o situație de urgență. Ceva legat de spital. De... A, dar nu e secret, doar în timpul am acțiune. Interes serviciu, nu? Ok. Mulțumim, domn director. Eu am un organigram aici, domnul Răuțu, că ai scris cam mărunt și n-am ochelare, dar eu totuși văd, n-am nicio problemă din acest punct de vedere. Ok, 10 minute, vă acceptă domnul președinte, da? La Consiliul Județean? Nu, în altă parte. Ok, domn primar,
Întrebări. Domnul Uțu a spus că e necesar un șef serviciu, e necesar un director adjunct, e necesar, o să discute cu posturile care au rămas, am înțeles că s-a restructurat o parte, m-am întâlnit cu ceva polițiști mai vechi și se plângeau că trebuie să plece. Asta e viața, așa e situația, dacă domnul primar a venit cu o strategie, știe foarte bine, trebuie să ducă la capăt promisiunea făcută în campanie, mandatul, și el va da socoteală peste 4 ani, el va deconta... Încă trei. Cine se pregătește, se poate încălzi de pe acum. E loc, nu? Se poate încălzi și alții. Da. Descărcarea digestiunii va fi peste 3 ani față de Rădăuțeni și el va justifica dacă a făcut bine sau rău. Așa a considerat, asta e organigrama. Domnul primar, am înțeles că o să angajați alți 10 față de cei care o să plece, polițiști? Nu, rămân. N-ai cum. Ok. În schimb, mergeți pe un director, nu? Spuneți-ne, să prezentați cum... Un director și un șef serviciu. Un șef serviciu, nu director adjunct. Exact. Un șef serviciu. Director care o să... Șef serviciu. Ideea este în felul următor. Domnul Răuțu a specificat foarte bine și a explicat foarte bine această schemă. Ideea este, când am făcut această organigramă și am recurs la aceste modificări, nu a fost numai decât să, nu știu, să plece anumite persoane acasă, anumite posturi să fie desființate. Am reorganizat primăria și, după cum poliția, vedeți... Poliția locală. Dar eu vorbesc la general, pentru că poliția locală este foarte clar. 10 persoane nu se mai regăsesc în schemă. Dar am, dacă observați, tot persoane din cadrul primăriei municipiului Rădăuți au optat pentru posturile nou create, acolo unde aveam dificultăți în a manageria sistemele. Pe achiziții publice, unde era doar o singură persoană a suplinit. La fel pe fonduri europene, unde erau doar 2 persoane. Este foarte clar acolo detaliată și încă o dată, nu am făcut-o pentru a ieși la televizor și a spune, domnule, am câștigat 200.000, 300.000, 400.000 de euro sau ceva de genul ăsta. Mă interesează ca această instituție să funcționeze, pentru că bani oricum se cheltuie, important este rezultatul final, adică ceea ce așteptăm cu toții, cred, investițiile și proiectele și programe. Dar spuneți că nu știu la ce v-ați referit, că n-ați câștigat bani. Se economisesc bani. Se economisesc bani din schemă, dar nu acesta a fost motivul principal. Motivul. Sigur că eu v-am ascultat la o altă ședință de Consiliul Local la bibliotecă, dacă nu mă șel, să desfășoară acea ședință și a spus dumneavoastră prin acea organigramă, prin reducerea pe care o ați gândit-o dumneavoastră, se va reduce nu știu cât, ați mulțit, ați făcut... Ce se va termina, astăzi este în instanță. Pe asta vreau să-și spun, vreau să aduc la cunoștință. Sigur că se face o economie, dar de câte am înțeles, se angajează anumite posturi de conducere și e un lucru bun. Să știți că la început nu prea i-am dat dreptate domnului primar, dar după aia am văzut și am analizat, având niște persoane cu o responsabilitate foarte mare și cu o funcție de conducere, implicare foarte mare și atunci rezultatele vor fi pe măsură. Gândirea a fost, cum v-am spus, a domnului primar. Poliția locală, dacă îmi spuneți aici, o să funcționeze în regulă. Ceea ce propusesem, dacă luați ca o părere, nu știu, că eu nu m-am scriu peste 3 ani, să știți, și nu o să mai aveți concurent, să faceți pe cartiere, cum am făcut cu domnul Răuțu, să avem la fiecare punct de centrală, să avem câte un polițist, puneam numele acelui polițist în scară, stați să vă spun cum, poate luați ceva din ce propusesem cu domnul Răuțu, noi am discutat chestia asta, să avem la orice oră la dispoziție un polițist pentru sezările cetățenilor, dacă parchează, am avut acel punct, altcineva pe locul lui de parcare noaptea, că numai noaptea sunt închiriate acele locuri, sau sunt alte probleme. Pe spațiu verde, nu? Domn viceprimar, dacă atinge cineva pe acolo sau face anumite lucruri. Ceea ce mai era, dacă nu-mi scapă, sigur că ați sesizat dumneavoastră sau m-ați atenționat că aveți și proces în acest sens cu organigrama pe care ați făcut-o dumneavoastră. Am semnat la domnul secretar niște întâmpinări. Am înțeles că aveți și un mare avocat care apără pe acele persoane, marele renumit avocat. Nu sunteți făcut să facem reclamă. Nu. Și am scris domnul Lucian, dacă nu, dar de asta spun că trebuie să aveți foarte mare grijă să câștigați, să nu pierdeți acest proces.
Nu facem reclamă, domnule. Noi nu putem avea grijă decât să ne facem treaba în dreptul nostru. Treaba proceselor... Cine? Sunt secretar, da. Nu? Nu ține de noi, ține de judecătorie. Domnul Lucian, vă rog. Nu ne băgăm în aceste discuții. Îmi cer scuze că m-a atenționat domnul secretar, că domnul Lucian nerăbdător. Poftiți, domnul secretar. Domnule președinte, având în vedere creșterea infracționalității pe raza municipiului Rădăuț, propun extinderea rețelei de camere de supraveghere, corect, respectiv în punctele cheie. Calea Bucovinei, Calea Cernăuți, 1 Mai, Ștefan cel Mare, cu camere performante și în același timp aceste camere să fie monitorizate de poliția locală. Și poliția municipală. Nu, aici este, am înaintat discuții în acest sens. Solicitările au fost făcute și din cadrul poliției. Vom încerca chiar la anul să alocăm resurse în acest sens, pentru că este foarte important, din punctul meu de vedere, să avem monitorizate toate intrările în oraș, în primul rând. Deci toate giratoriile care sunt la intrarea în... Atunci putem monitoriza mai ușor toți cei care merg și aruncă deșeuri în zona centurii, pentru că am avut probleme în acest sens cu garda de mediu, pentru că este foarte ușor să primim doar reclamații, dar nimeni nu ia măsuri. Și atunci vom recurge la o serie de măsuri pentru a putea monitoriza și într-o relație corespunzătoare între poliția locală a municipiului Rădăuți și poliția municipală, vom rezolva aceste probleme. Dar, așa cum a spus domnule consilier, sunt foarte necesare aceste camere de la vedere. Mulțumim, doamnă primar. Nu mai vă grăbiți, nu? Nu, am plecat. Ok, noi vă mulțumim foarte mult. Frumos, succes! Trebuie să nu întârziați acolo, să nu luați observații. Da, domnul consilier Lucian, într-adevăr, noi asta aveți perfectă dreptate. Domnul viceprimar vă ascultă. Noi, la început de mandat al consilierilor, am avut niște proiecte sau un proiect cu niște camere în piața centrală. Nu știu dacă s-au mai realizat sau nu. S-au realizat. Ok, mulțumim, domnul viceprimar. Numai puțin, acum am reținut, vă notez aici, domnul Jecalu. Și domnul Lucian, domnul consilier, vă cunosc foarte bine, sunteți un om foarte serios și într-adevăr aveți mare dreptate. O să solicit viceprimarului să transmită domnului primar să în 3 ani cât ne mai rămas până de mandat și al nostru, să monitorizăm și să aducă camere, să monteze camere în tot orașul, exact după normele europene. Nu mai așteptăm proiecte europene, că probabil e târziu și bani nu trebuie prea mulți. Să avem o informare și nu numai pe intrările din Rădăuț, ci între blocuri. Sunt foarte importante să avem o monitorizare la nivel central și domnul Răuțu va fi foarte receptiv. Îi ajută pe cei de la circulație dacă se întâmplă vreun accident în oraș. Și, într-adevăr, asta e viitorul. Așa plecăm. Trebuie să fie niște lucruri occidentale. Vă rog, domnul Șecalo. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l completez și eu pe domnul consilier Lucian referitor la camerele luat vederi. Ar fi nevoie și la depozitarea zonelor, a deșeurilor, este un dezastru în zonele unde se depozitează deșeurile, fie menajere, fie alte tipuri de deșeuri. Într-adevăr, în această perioadă doresc chiar și la comunale să fie camere de luat vedere, nu asta ar fi o problemă. Deci asta ar fi una din probleme. A doua problemă ar fi tranzitarea căruților prin municipiul Rădăuț. Profit de pe această ocazie că este și domnul director aici de față, cât și domnul secretar, dacă este posibil să inițiem un proiect de hotărâre de interzicere a tranzitării căruților prin municipiul Rădăuț. Dacă e posibil așa ceva, dacă să inițiem un astfel de proiect de hotărâre. Și a treia problemă, tot referitoare la poliția locală, dacă ar exista un polițist local care se ocupe strict pe zona deșeurilor și să am un număr de telefon încât să nu îl deranjez de fiecare dată pe domnul director, deși a fost extrem de receptiv de fiecare dată când am apelat la dânsul, un polițist care să răspundă strict de zona aceasta a deșeurilor aruncate
necorespunzător, să zic așa. Deci, am ridicat aceste trei probleme, camerele luate de vedere în zonele de depozitare a deșeurilor, căruțele, cât și să existe un polițist local strict cu această problemă a deșeurilor care sunt aruncate necorespunzător. Mulțumesc, domnul consilier, domnul Jecalo. Domnul Răuțu și-a notat, cum de altfel își notează tot timpul orice problemă. Deșeurile, într-adevăr, aveți dreptate, trebuie monitorizate și să aveți, dar dacă a spus domnul Lucian că o să fie tot orașul în 3 ani, e sigur că o să prindă și deșeurile și inclusiv intrarea la comunale, că care e problema? Trebuie să avem o instituție subordonată Consiliul Local. Căruțele, probabil, ne spune domnul Răuțu, prin lege interzis tranzitarea sau circulația căruțelor prin municipiul Rădăuți, nu știu dacă e așa, dar întrucât avem doar 22 de polițiști, vă dați seama că trebuie împărțiți pe fiecare sector sau fiecare atribuție. Astea sunt probleme interne, noi astfel le-ați ridicat ca idee, domnul Răuțu și le-a notat cu domnul viceprimar, cu domnul primar, o să pună și cu comisia aia, am văzut și domnul consilier Nicolau, în comisia aia de apărare sau ce e comisia aia de administrație publică, nu? Nu. Vreau să spun și eu la subiectul ăsta două cuvinte după ce terminați, domnul președinte. Vă mulțumesc că vă dau dumneavoastră că sunteți consilieri și după aia domnul Răuțu o să ne răspundă lui domnul Jecalo. Poftiți, domnul consilier Nicolau. Instalarea acestor camere este imperios necesară pentru că în urma discuțiilor care le-am avut de-a lungul timpului cu ultimii comandanți ai poliției Rădăuți, s-a constatat că infracționalitatea este în creștere. La nivel de Rădăuți, poliția a depus la primăria Rădăuți mai multe cereri în această direcție, în amplasarea, măcar în zonele centrale, a unor camere performante, aceștia fiind dispuși să preia responsabilitatea de supraveghere 24 din 24, având la dispoziție toată logistica necesară pentru a efectua acest serviciu, întrucât au ofițeri de serviciu permanenți în cadrul poliției și monitorizează deja permanent camerele de luat vedere ține de siguranța orașului și camerele principale, trebuie să le dăm Poliției Naționale, aceștia având și posibilitatea și logistica să intervină în timp util, în cazul unei probleme pe timpul nopții sau pe timpul zilei. Nu numai atât, în cazul accidentelor de mașină, în diferite situații, mașini incendiate și așa mai departe, ar putea fi la nivel de Rădăuți, le-ar fi mult mai ușor să identifice autoturismele care ies și care intră pe timpul nopții. Acestea au fost discuțiile care le-am avut ultima dată cu domnul comandant al Poliției Rădăuți. Vă mulțumesc! Mă bucur foarte mult, domnul consilier Nicolau, că ați fost receptiv și la obiect. Vă apreciez și puloverul, colarea puloverului. Dar mai facem și câte o glumă. Sigur că ne-ați aveți dreptate când ați spus că Poliția Municipală va răspunde și pentru că sunteți în comisia aia de ordine publică, am văzut în materiale, în referat, dumneavoastră veți face un lucru bun acolo și cu Poliția Locală, cu toți cei care sunt acolo, să urmărim, să avem supravegherea întregului oraș, inclusiv a mașinilor incendiate, la care v-ați referit dumneavoastră și celelalte accidente și așa mai departe. Cu acceptul dumneavoastră, domnul Răuțu, un răspuns lui domnul Jecalu. Deșeurile am înțeles că o să le aveți în vedere și o să puneți, dar domnul Nicolau ne-a clarificat. Căruțele, dacă ne spuneți cum e cu căruțele. Da. În momentul de față există o hotărâre a Consiliului Local privind interzicerea accesului căruțelor HIPPO, cu tracțiune HIPPO, spre zona centrală a municipiului. Aceste mijloace pot să intre propriu-zis pe drumurile nemodernizate ale municipiului. Însă și aici, dacă prin Consiliul Local se solicită, sigur și există o hotărâre în acest sens, putem limita și mai mult accesul. Poate completa acea hotărâre, sigur. Eu știu că e de pe timpul... Avem o problemă mare cu... Sigur. Avem o problemă mare cu căruțele care vin din comunele limitrofe. Și aduc în comunitate. Da, mulți sunt căutători din metal, și lasă o mizerie de nedescris în urmă. Da, avem mulțumim, domnul Răuțu. Sigur. Referitor la deșeuri, avem
în cadrul compartimentului protecția mediului, doi colegi care se pot ocupa numerele lor de telefon pot sta la dispoziția tuturor cetățenilor. Asta, rugăminte, da, ar fi să avem numerele de telefoane a polițiștilor la intrare în primărie, la intrare la direcția tehnică, pe perete, știți cum se proceda înainte, lângă acel afiș care am văzut acolo, mită și ce mai e acolo, e loc și pentru acel tabel cu numerele de telefoane, viceprimară, domnul viceprimară, puneți și numerele de telefoane și a șefilor de compartimente, domnul. Am văzut că aveți program acum în două schimburi, până la ora 10 și populația ca să adreseze și prin telefon, mai ales în perioada asta critică în care suntem, putem să sunăm un angajat prin telefon să ne răspundă la anumite întrebări? Neapărat, vă rog. Eu nu m-am uitat de mult pe site. Poftiți, deschideți microfonul, vă rog, domnul viceprimar. Nu pune aceste numere și pe site primăria, astfel încât cetățenii să intre mai ușor. Majoritatea acum intră pe online. Chiar puteți să faceți, bine acum în cap, o pagină de Facebook. Încet, încet să aveți o pagină de Facebook și nu asta. Trageți poliția locală, nu vă auzi. Aș mulțumesc. S-a auzit, domnul secretar? Da. S-a auzit. Păi să punem Facebook, cum știți dumneavoastră, cu, da, cu domnul Tocariu, cu ce aveți dumneavoastră organizat, sistemul ăsta informațional și pe Facebook și pe... Dar important este să venim în sprijinul cetățenilor foarte rapid, prompt și cu poliția locală de asta. Ăsta e și rolul poliției locale. Să fie promptă și să intervină când trebuie. Mai departe n-am eu nicio discuție. Alte discuții dacă aveți pe acest proiect? Domnul Tocariuc? Domnul consilier Martinescu, vă rog. Bună ziua, mulțumesc, domnule președinte. Am și o întrebare pentru domnul Răuțiu. Știu că în Răduță este o problemă cu parcările și toată lumea parchează când poate și cum poate. Vreau să știu dacă din punct de vedere legal poliția locală mai poate amenda pe cei care parchează neregulamentat. Vă dau eu răspunsul. Domnul, vă dau eu un răspuns din punctul meu de vedere și domnul Răuțu din punctul dumnealui de vedere. Eu vă spun că în urmă cu 3 ani chiar soția mea a fost amendată că a parcat necorespunzător și a fost parcată chiar de un domn Alin Martinescu, care, coincidență, nu știu dacă e rudă cu dumneavoastră, sunt foarte pronți polițiștii locale în municipiul Rădăuți. Domnul Răuțu, așa-i? Da, în momentul de față, polițiștii locale au posibilitatea sancționării persoanelor, conducătorilor auto care opresc, staționează sau parchează în mod neregulamentar, inclusiv pe trotuare. Așa că a fost amendată și soția, așa că să nu lăsăm mașina necorespunzătoare, nu, domnul Răuțu? Din păcate, sigur, sunt... Multe persoane costă de amendă, polițiștii locali au drept, acest drept? Sigur că da, prin lege nu, este stabilit. Prin ok, nu pot opri în trafic, dar în rest... Hotărârea guvernului 1330 lei. Dacă e lângă semafor, dacă nu respectă distanța, dacă... Asta. Mulțumit de răspuns, domnul Martinescu? Sigur, mulțumesc mult. Și eu vă mulțumesc. Alte discuții dacă avem la acest punct? Punctul 8 de pe ordinea de zi. Șefii de... Domnul secretar, șefii de direcție, iară atrag chiulul. Sunt activi cu hârtii, cu probleme. Ai ascultă cu căști? I-ați dotat cu căști. A, două ecrane și fac buruiaș, nu? La buruiaș poate să fie acolo cu domnul Cofler, cu domnul Flutur. Că... Este telefonul de serviciu, aveți, nu mă abțin, domnul secretar, că dumneavoastră știți că totdeauna v-am respectat și vă respect. Acționați, aveți telefon de serviciu toți, da? Toată lumea are, v-ați respectat acele numere cu 300, 400 la urmă. Poftă, intrat, Dumnezeu, sunt aici. Ia unde, face mare. Mare. Să-l văd. Domnul Martinescu e, nu? Domnul director, dacă... Pare că l-am contactat între timp pe domnul manager de la spital, da, să încearcă. Că
am cerut, am spus că să-l vedem că vreau să-i pun o întrebare și probabil și colegii mei au depus o întrebare. Am văzut domnul care că văd un băiat tânăr, în regulă, îi doresc succes, îi doresc succes, felicitări de examen, de concurs. Rămâneți și dumneavoastră conectat, am înțeles că nu sunteți în localitate sau sunteți în localitate? Sunt, eram la stadion. Haideți, veniți, vă rog eu, din punctul respect. Veniți puțin până în sală, vă rog eu. Okay. Da, se poate. Ok, vă așteptăm. Domnul secretar, mai e ceva? Da. Mă rog. Da, o precizare cu privire la accesul căruțelor în municipiu. Da. Este o modificare la legea 195 pe ordonanța 195 pe 2002, articolul 71. Sunt interzise accesul de deplasare vehiculelor cu tracțiune animale în municipiu. Deci, clar, nu este necesar o hotărâre de pasă locală. Asta am spus și eu că e prin lege, domnul Răuțiu, dar trații dintre blocuri nu o în municipiu. Nu v-ați anunțat la cuvântul domnul Răuțiu. Mă scuzați. Domnul Jecalo, eu știu unii vă roade pe dumneavoastră. Aveți o problemă că vin și caut în tomberoanele alea și vă răscolesc acolo și fac, nu? Cam aici. Ok, domnul Răuțiu, ochii pe ei să nu confiscați căruța, știți? Da. În regulă, domnul Jecalo, vă asigur că domnul Răuțiu, dacă sunt ceva probleme, să-mi spuneți mie, că eu o să. Îl sun pe domnul. Ținu, trecem la vot. Cine pentru proiectul numărul 8 pe ordinea de zi? Cine este împotrivă? Cine se abține? 18 voturi. Păcat că domnul Tătar nu. 18 voturi pentru. Când nu participă la această ședință, avem și lui să-i pun niște întrebări. Vreți și vă permite timpul, puteți rămâneți la ședință, e o plăcere, dacă nu puteți pleca și intrați, veniți online, dar dacă ați venit, e în regulă. Punctul 11 de pe ordinea de zi, vă rog, domnule viceprimar. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99.095 din 16.08.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 27 de parcele de teren. Inițiator, primar Bogdan, Logan Bogdan Andrei, se solicită... Solicităm avizul Comisiei Economice. Comisia Economică avizează favorabil. Mulțumim. Comisia de Urbanism. Avizează favorabil. Mulțumim. Întrucât primarul nu este în două cu... Secretarul știe din punctul lui de vedere al legalității. Aici dumneavoastră spuneți să îi dau cuvântul și secretar, despre ce-i vorba, pentru a informa colegii mei consilieri și pentru a vedea și să fiu și eu informat. E mare, două cuvinte. Da, sunt 27 de parcele, am înțeles aici, domnul secretar, nu? Dar lasă-mi să spui să credeți. Păi nu, dar îl întreb eu, secretar. El despre ce-i vorba. Vreți să completez eu? Nu. Dacă nu... Cel mai bine să îi explice el că mai sunt și unele probleme aici, dacă mai sunt, ar trebui să spune el în prima oară și după aia noi. Vă spun eu. Păi spuneți. Vă spun eu că mai cu cele 27 de parcele. Spuneți. Mă gândeam că le-ați studiat materialele înainte de ședință, că le... Ok. Domnul secretar? Regulă, nu? Da. Conform le... Domnul viceprimar vă solicită. Da, dacă e ceva aici. Dacă dumneavoastră considerați că e cazul să lămuriți consilierii despre ce s-a inițiat acest proiect de hotărâre. Cam asta a fost ideea, domnul. Nimeni nu spune că nu se regulă aceste solicitări, acest 27 de parcele. Am văzut persoanele care au solicitat. Poftiți, domnul secretar. Deci, prin acest proiect de hotărâre se propune atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți a unui număr de 27 de parcele prinse în anexa la proiectul de hotărâre. Procedura, după cum vedeți în tabel, la situația juridică, unele dintre parcele sunt pe comuna politică Rădăuți, vechile înscriere în cartea funciară, deci sunt ale municipiului, dar sunt rămase înscriere în cartea funciară ca și comuna politică Rădăuți. Majoritatea, poate mai sunt și care sunt cu... Și mai sunt de la punctul 9, punctul 10, de exemplu, unde este statul român. Dar conform articolului 36 din legea 18 prin 1991, terenul
drepturile statului român aflate în intravilanul municipiilor, în cazul nostru, și în administrarea acestora, trec de drept în proprietatea UAT-urilor. Deci noi acum le atestăm apartenența la domeniul privat a municipiului pentru a le înscrie în cartea funciară, unele dintre ele fiind solicitate de către diversi cetățeni pentru închiriere, absolut, cu concesionare, cumpărare. Mulțumim, o precizare, s-a primit o sesizare pentru niște parcele de teren pentru zona Gării, prin avocat, avocat Zegrea, face referire că acum în acea zonă există un litigiu, un cetățean a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pe niște parcele din acea zonă și suntem în litigiu. Fac precizarea că niciun teren din cele din nu zonă, dar nu cu, care, la ce la punct. Numărul nu are 7 ani și 4 ani. În regulă, domnul viceprimar, era o chestie simplă, adică le-a actualizat, le-a adus la forma actuală. Nu puteam merge pe comuna politică Rădăuț. Așa era atunci. Și mai mult de atât, am înțeles că în mandatul trecut a fost o mare problemă, discuții că s-a făcut chiar și o investiție pe o stradă unde nu era înregistrată pe municipiul, pe UAT Rădăuț. Da, domnul secretar? Așa e, cred. Foarte receptiv secretarul. Aici e meritul secretarului, știți. Le aduce și își face curat și își pune în ordine acest lucru. Mulțumim, domnul secretar, și pentru prezentare și pentru ce ați făcut neastră cu înregistrarea în cartea funciară acestor parcele. Dacă sunt discuții, domnul Lucian, am văzut eu corect, domnul Crudei? Nu. Alte discuții? Nu. Atunci trecem să votăm. Punctul 11, după ordinea de zi. Cine este pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? De asta trec repede, domnul secretar, cine împotrivă, cine se abține, că știu că toți consilierii sunt pentru, nu? Domnul Nicolau, cum votați, domnul consilier Nicolau? Cum ați votat, adică? Am votat pentru, am ridicat mâna, am pus-o în fața imaginii, în fața camerei. Același lucru am spus lui domnul secretar, că nu ne-a să votați doar pentru rădăuțeni. Corect. Cu permisiunea dumneavoastră, domnul secretar, domnul viceprimar, punctul 12, vă rog, aici. Punctul 12, proiect de hotărâre registrat cu numărul 99/92 din 16/8/2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică un număr de 13 imobili terenul aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuț, inițiator primar Bogdan Andrei. Ok, mulțumesc. Comisia economică? Comisia economică avizează favorabil. Comisia de urbanism? Avizează favorabil. Discuții? Da, sunt 13 imobile. Stați. Nu v-ați să la cuvânt. Vă, dumneavoastră, veniți cu lămurire acum asupra proiectului? Nu, că a devenit o obișnuință, știați că vă dau cuvântul. Sau vă înscriesc în calitate de consilier? Vreți să explicați din punct de vedere a inițiatorului? Ok. A inițiatorului, vă rog. Au fost mai multe cereri. Deocamdată a intrat 13 imobile. Sunt pe pagina a doua. Da, le-am găsit. Da. Și majoritatea cer... 13. 13, da. 13. Cer cumpărarea. Okay. Da. Un lucru bun. Aveți, da. Am văzut că aveți... expert care face evaluarea, da. Nu? Evaluator, nu, domnul secretar? Este rapoartele de evaluare sunt întocmite în cursul anului 2020, spre final de an. Valoarea a fost actualizată, fiind întocmită atunci în euro, actualizată la curs euro de la data întocmirii. Da. Am văzut, da. Iar pentru anul acesta suntem în procedură de achiziție de servicii cu un alt evaluator. Altul sau acela evaluator, cine va fi? Procedură de licitație. În regulă, nu? La licitație participați dumneavoastră la... Cam într-o luni de zile este... La selecția evaluatorului. Exact, cam într-o luni de zile. Foarte multă lume interesează chestia asta.
E bine că dacă se vând aceste terenuri, odată oamenii își clarifică situația rămas în urmă și tot să știe, să aibă și o situație clară, să poți să investească pe cel teren și așa mai departe. Primăria încasează niște bani și aduce la bugetul local. Toată lumea e mulțumită și lucrurile să meargă bine. Domnul Jecalu, nu? Așa e, da? E în regulă. În regulă, mă bucur. Ok. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. În calitate de consilier, nu. Domnul... Nu, am spus. Okay. Trecem la vot. Cine e pentru proiectul numărul 12 pe ordinea de zi? Cine e împotrivă? Dacă închideți microfon, dacă vorbiți la telefon, aveți dreptul să vorbiți, că sunteți în... Cine se abține? 18 voturi pentru. Stați să termin, domnul Jecalor, și continuăm. O urgență ceva? În regulă. În regulă? Ok, dar o întrebare acum, cu permisiunea colegilor. De asta sunteți director de școală și director de comunale la, sau administrator la comunale? Oricum știați, dar la comunale eu sunt administrator, există director. Da. Da, da. Și director de școală? Momentan, da. Unde, la ce școală? Acum, deci nu cred că e necesar ca să... Pentru mine, fiul, sau... Na, nu, suntem la urgență cu pandemia, cu astea trebuie să fiți acolo. Nu, ăștia, nu, să... nu, chiar au fost sunat în legătură cu comunale de la Nord. Nu vă spun, întrebările personale poate le folosiți în afara ședinței. Pe mine personal chiar nu mă interesează. Poate ar fi să pentru mine. După. Pentru am dumneavoastră înțeles. După ședință. Am înțeles, domnul Preda, da? Am înțeles, domnul consilier Preda. După ședință o să stau cu domnul Jecalo să îmi lămuresc anumite lucruri. Vă mulțumesc de sesizare, sunteți foarte receptiv, prompt. Votăm, nu? Sau că ați votat. A votat și domnul Preda, da? Ok. Da. Numărul 13, da? Punctul 13. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99.163 din 07 septembrie 2021 privind schimbarea destinației parcelei identificată cu numărul cadastral 56.400 și aprobarea documentației tehnico-economice a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție amenajare teren în vederea înființării unor lucrări de parcare la Târgu Obor numărul 1 mai, strada Târgu Obor, strada 1 mai, municipiul Rădăuț, din municipiul Rădăuț, inițiator Login Bogdan Andrei. Se solicită aviz la următoarele comisii, Comisia Economică, Comisia vă rog. Economică avizează favorabil. Comisia de Urbanism, vă rog. Avizează favorabil. Vă mulțumesc, doamna președinte. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea... cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să, dacă e domnul secretar responsabilul de la acel obor, dacă e pe în online, cine e acolo la obor, cine răspunde? Responsabilul parcarea și Târgu Obor sunt în subordinea serviciului economic, deci doamna Kosova răspunde. Nu-i doamna Cotofan, da. E șefa lor? Exact, funcția de conducere este, da. Mă bucur. Mă bucur, doamna Cotofan, am înțeles că de mâine ce doamna Cotofan nu mai răspunde, nu? Înțeles că își face... Dacă vreți niște detalii. Când am înțeles, vă spun eu. Îi preia atribuțiile? Exact ca la ministere, este multe operativ. Vreau atribuțiile pe vă rog, sau obor, nu, luați economicul, nu? Să nu mă oborul? La economic vă prinde surechile, că e greu. Vă spun eu că nu se potrivește contabilitatea. Sper să nu ne fac observație, domnul Preda, că el a sărit în apărare domnul Jecalu și ne-a spus că sară. Nu, nu mai cazul. E diferită contabilitatea noastră cu cea de lege 31 din societățile comerciale. Da. Domnul viceprimar, poftiți, uite că v-ați anunțat. Da, aici sunt vorba de trei parcele. Da. Vrem să facem parcări, deci sunt 40 de ari, altă parcelă 40 de ari și vis-a-vis de Piața Obor mai este o parcelă de 7 ani. Momentan vom face numai o singură parcelă.
nu vom urmări. Mai sunt încă două care se pot executa pentru parcări. Astfel încât toate mașinile care parchează pe strada 1 Mai pe partea dreaptă să aibă locuri de parcări. Vă mulțumesc! M-aș bucura să realizați acest lucru. Eu n-am reușit. Vă spune domnul Răuțiu că aceste parcele au fost lăsate cu intenție ca să facă acele parcări, numai puțin, și niște locuri de joacă pentru acel cartier. Dumneavoastră, dacă le schimbați acum și vreți să faceți altceva, nu e nicio problemă. Puteți să spuneți dumneavoastră, până îmi răspunde doamna Cosofan, că acum trecem, că dacă duminica, după plecarea celor care au activitate acolo cu târgul de mașini, e o mizerie infernală. Câini, e gunoaie, e comunalele, de nu, operatorul nostru de servicii. Nu, că comunalele nu au contract pentru strângerea gunoiului, doar după ce este pus în contare, să le ia pentru ridicare. Când se face curățenie? Nu automat după ce pleacă cei cu activitatea respectivă sau a doua zi sau a treia zi, când face curățenia? Normal ar trebui să facă imediat după. Normal. Normal. Acum normal. Din mâine așa voi... Anormal dar fac când nu vine... Cum a luat, numai puțin, lasă că eu vin luni, nu vă spărați că în calitate de consilier, luni sunt plecat de localitate, dar luni cealaltă vă promit că o să merg eu să mă uit. Te mergi și împreună. Împreună, bine. Numai puțin, nu mai lămuriți că e timpul e scurt. Dați voi, în calitate de consilier. Dacă vă anunțați în calitate de consilier, e cu multă plăcere. Da. Nu de director, de administrator. Nu. Ok? Dar legat de acest proiect de consilier. În calitate de consilier îmi spuneți doar de acest proiect, da? Ok, poftiți, hai, l-am mai glumit. Da, referitor la acest proiect, e clar că este nevoie de amenajarea acestei parcări, fiindcă duminică, efectiv, strada 1 Mai și celelalte străzi din apropiere, Mihai, Bodnar, Toloci, sunt paralizate și cetățenii din zonă, efectiv, nu pot să iasă din curți pentru a se deplasa pe perioada desfășurării pieței. Referitor la deșeurile care rămân în urma desfășurării, nu are contract cu primăria municipiului Rădăuțe de a face curat în zona respectivă, ci doar de a ridica deșeurile după ce se realizează curățenia acolo. Dacă pe viitor primăria va solicita SC Serviciu Comunal și acest serviciu, cum are drag și îmi voi asuma ca în fiecare duminică, chiar dacă duminica, zicem, marea majoritate a angajaților sunt liberi, vom face curățenie chiar după terminarea pieții, cât și vineri la fel. Ce bine ar fi, adică acum e o noutate pentru mine. Cine strânge? Angajații strângă gunoaiele? Da, angajații pieții. Cei care fac și încasarea, nu? Exact. Cu domnul Ștefănescu, cu... Nu? Da, majoritatea care fac acum. Nu, acum, știți mai bine cum vă organizați, nu am nicio obiecțiune, dar domnul Jecalo vrea să strângă el acolo cu angajații. Cum știți dumneavoastră? Cum... E regulă, nu? Bun, dacă angajații pieței nu reușesc să fac până acum, nu mi s-a părut că ar fi reușit. Nu reușesc, nu? Așa am observat. Bine, eu. Nu a fost sub ordinea mea, dar pot da doar cu părerea ce au făcut până acum. Dacă nu activează în acea zonă, vreau chiar să vă spun la urmă, dar m-ați ajutat. Spuneți-ne astăzi cum a fost activitatea pieței până în prezent. Doamna... Nu. Nu pot eu să auto-evaluez cum a fost activitatea. Eu, din punctul meu de vedere, ca și fost șef al acestor compartimente, eu consider că au fost ce au făcut dreapta, da. Și în privința gunoiului, clar, nu angajații strângeau gunoi, aveam niște persoane la 416 care ele nu veneau duminica să strângă și automat se strângeau lunea dimineață.
fel, se vor strânge duminică, dar vor trebui chemata cei de la 416 sau, într-adevăr, să-ți facă un contract cu serviciile comunale. Mulțumim foarte mult. Eu mă gândeam că o să spuneți că duminica e sărbătoare și nu se muncește. Și de asta... Domnul viceprimar, probabil o să-și reorganizeze până să vină un nou director, nu? Sau o să fie... O să rămână în același director. Nu la piață, la un economic, dacă am vrut să fac piață. Și în organigram, domn secretar, subordinea asta rămâne și în continuare pe organigrama nouă? Nu, asta vă spuneam, cu piața umor, intră în subordinea viceprimarului. De mâine? Da. Dar organigrama asta să pun în aplicare de mâine? Da. Nu, e în aplicare, nu? Nu e în aplicare? E proceduri de aplicare, dar vorbeam pe acest aspect. Piață, piață da, am spus. Fac procesul de bază, predare de... Pe partea de economic și atribuțele de servicii economic, mâine se încercează. Doamna Cosofan, mulțumită, a fost mulțumitor din punct de vedere al încasărilor și autofinanțarea și toată chestia asta la obor și la piață? În ultima perioadă nu a fost mulțumitor, de aia s-a și mutat piața în subordinea primăriei direct, pentru că a fost pandemia și a fost închis soborul. La piață nu mai vin foarte mulți oameni de ai noștri din zonă și în această cauză nu au fost foarte multe încasări, dar la piață obor, zic acum, sunt încasări destul de mari. Eu, din punctul meu de vedere, eu cred că salariații și-au făcut treaba. Toți, fără excepție. Mulțumim! Dacă cineva mai dorește să ia cuvântul? Da, domnul președinte, aș avea o întrebare pentru domnul viceprimar, referitor la punctul ăsta pe ordinea de zi. Câte locuri de parcare vor fi amenajate prin acest proiect? Mulțumim și domnule. Destinații pentru piața de mașini. De 5200. Da, vă rog, domnul viceprimar, cât ai ajutați pe... Adică, a întrebat clar, câte parcări vor fi realizate pe acea suprafață în teren. Domnul secretar a spus că sunt 500 și ceva de metri, nu? 5.000. Acum vă duc să parca, domnul doctor. Să parca înainte, dar nu era organizat. Acum vrea să o betoneze, să o asfalteze, nu? Și să da, parcă exact. Cu marcaj, cu... Exact. Ei parcau pe toalac acolo, lângă dumneavoastră. Câte locuri credeți că vor fi realizate acolo? La 5.000 de metri pătrați, în parte la 6 metri de o mașină, domnul doctor... Uite, domnul Cofer ne ajută. Așa, domnul Cofer. Poftiți. Dacă te amintiți, vor fi în jur de 250 de locuri de parcare, sunt 300 încercate. Deci, între 250-300 de locuri de parcare. Aveți un proiect aici, în, cum a spus la... Este depus, este făcut un certificat de urbanism. Proiectul este în lucru. Trebuie să obținem niște avizii și cred că cât de curând, într-o săptămână, 10 zile maximă, vrea să proiect, vrea să autorizația și atunci va fi schiță exactă cu locuri de parcare, cu împrejmuire, cu gândim la o gheretă sau o barieră, cineva să facă să încaseze banii. Deci, în, la următoarea ședință, putem prezenta direct proiect. Ok, puteți face cu auto, cu cartelă din aia, dacă ceva e legat. Vedem, care, o să vedem care va fi soluția. Și, deci, care, și da. Ce buget vă permite. Corect. Vă mulțumesc foarte mult, domnul director. Domnul doctor, vă mulțumim de răspuns. În proporție de 96, vedem cum o să fie dus la un sfârșit. Sperăm că mandatul nostru, nu? Sperăm. Ok. Doamne ajută. Cine se mai scrie? Domnul Tibeca, am... Nu. No? Nu s-a scris, nu? Nu, ok. Trecem la vot, da? Puteam să-ți conectez video. Vă rugăm, stimați consilieri, să vă conectați video, să domnul secretar să vă poată vedea asupra votului. Suntem în procedură de vot. Cine e pentru proiectul numărul 13 de pe ordinea de zi? Domnul secretar? Da. În regulă, cine e împotrivă, cine se abține, vă mulțumesc frumos.
Punctul 14. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99.196 din 20.09.2021 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de împrumut de folosință numărul 7.401 din 4 mai 2021 încheiat cu Asociația Rădăuțul Civic. Inițiator primar domnul Gogin Andrei Bogdan. Solicită avizile Comisiei de Economice. Comisia Economică avizează favorabil. Mulțumim. Comisia de Învățământ. Favorabil și din partea Comisiei de Învățământ. Și de asta vă mulțumesc. Am avut o solicitare înainte de ședință de la domnul responsabil cu rădăuțul civic, domnul Ciubătaru sau Ciubătaru? Domnul Luca Ciubătaru. Vrea să intre în direct cu permisiunea dumneavoastră, dacă sunteți de acord să acceptăm, să ne dea o explicație sau să ne informeze asupra acestui proiect. Dacă este pe recepție, a fost sunat. Este domnul Luca, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule viceprimar, domnule consilier. E pentru prima dată când am ocazia să mă adresez Consiliul Local în formula aceasta. Pentru cei pe care n-am avut ocazia să-i cunosc, mă numesc Luca Ciubătaru, sunt fondator și președinte al Asociației Rădăuțul Civic, o asociație care de 4 ani de zile încearcă să promoveze cetățenia activă. Și mă gândeam că, știți, gradul de dezvoltare a unei societăți se vede și în cât de activi sunt cetățenii din comunitatea respectivă sau în cât de activă sau cât de dezvoltată este societatea civilă. Motiv pentru care, în anul 2019, spre final, am solicitat și o să vă explic că, practic, ceea ce spun acum nu are legătură cu următoarele trei proiecte, numărul 14, 15 și 16, pe urmea de zi. Am solicitat o cameră din parterul istoric al Răuțului, din piața Unii 67, pe care s-o transformăm într-un centru comunitar, un spațiu pe care tinerii pentru Răuț nu l-au avut niciodată. Și dacă îmi permite să doar câteva minute să vă arăt ce a însemnat acest efort, și anume participarea peste 50 de voluntari și un efort de strângere de fonduri de aproape 16.000 de euro. Și noi spunem că, în același timp, e și un manifest pentru salvarea patrimoniului vechi al orașului. Rădăuțul are o arhitectură extraordinară din perioada frungare și sunt puține orașe care mai au. Și cred că e responsabilitatea tuturor să contribuim într-un fel la salvarea lui. În momentul de față, un astfel de hub civic sau centru comunitar este folosit de clubul de lectură, de clubul Toastmasters, de consiliul elevilor din Rădăuț, este folosit pentru activități și vă spun un singur lucru, este unii la nivelul județean, cel puțin, dacă nu chiar la nivelul Moldovei. O să dau un share screen doar 2 minute să vă arăt, dar am nevoie de drepturi de la gazda întâlnirii Consiliului Local. Dar acum puteți intra. Puteți transmite filmul. Așa, mulțumesc. Să vă arăt ce a însemnat de fapt un efort în care și tinerii au înțeles că au o responsabilitate și cetățenii să protejeze atât cum pot patrimoniul local. Și dau chiar acum doar un scurt video să vedeți ce a însemnat amenajarea lui, după care sunt două cuvinte și despre ce înseamnă în proiectul respectiv și de ce a fost inițiat. Domnul viceprimar, uitați acolo. Dar nu știu, domnul. E până așa, nu? Știu multe spații de la Sănărașcări. În mâinile, nu? Da. Și până domnul, acolo, prin bravele alea, la domnul Galan. Uitați. Ce spate parte? Haide, nu știu mai așa un film. Ce aveți? Un film, de design, așa, domnul. Deci a fost un hotel, nu? Da. În mașină la Rusă. Domnul Luca, domnul voluntare, va fi un comentare, domnul Luca. E de aprecia ceea ce faceți. Uitați voluntarea. Și așa de vorbim. Sigură. Nici un mesaj.
Domnul Luca Ghetou, l-ați filmat? Eu nu mai acolo unde. Acolo e. Nu, nu, nu. Acolo e trocă. E foarte scurt să vedeți snorul la final. De acum arăta și cum arată, da. Ați prins și știrile naționale aici, pe TV. Nu, am avut problemă cu colegii nu știu care s-au sacrificat. Ați puțin înapoi acolo unei și masa. Da. Aici, numai puțin, stați pe imaginea aia. Ce e masarda aia? Unde realizat? Care? Aici aveți o masarda. Pe inima asta este sala pe care am recondiționat. A fost un hotel, nu? Și, da, era tavanul văzut, pachet, cufer. Și ăsta este, de fapt, acum centru pe care tinerii l-au la dispoziție în Rădăuți. Aici a fost sede jandarmerie înainte și am găsit dezastru la final, atunci când a plecat jandarmeria, îmi pare de rău spun, a smult și întrerupătoarele din care... A plecat de acolo? A plecat jandarmeria? Da, sunt la sede. Care o vine să funcționeze. Da. Și am venit să vă arăt puțin ce a însemnat acest efort. Cum spuneam, am reușit să adunăm 16 mii de euro și în același timp am încercat să facem resurse suplimentare, adică ca o de ingest, aplicând pentru finanțele de la Mixar. Am câștigat două proiecte, unul pe fondul norvegiene și unul pe finanțarea ambasada Olandei, unde avem un buget prin care putem să continuăm să renovăm câteva camere acolo și să le dăm utilitate publică. Iar motivul pentru care am solicitat domnului primar și mulțumesc pentru disponibilitatea de pe această cale, a fost încheierea unui act adițional în care perioada de folosință gratuită să fie pe perioada cerută de finanțator. Adică, domnul mai sper că știe foarte bine că există după implementarea proiectului și un termen de verificare care, practic, se poate verifica investiția respectivă. Avem încă 6.000 de euro din fondul norvegien pe care intenționăm să investim în amenajarea unui atelier de creație pentru copii și în amenajarea unui studio de înregistrare în care să facem interviuri cu personalități locale, să fie inclusive versiunile cărților audio pentru Biblioteca Societății pentru Cultură. Punctul 14, foarte răspuns și nu opresc imediat, punctul 14 se referă la acest lucru, la prelungirea duratei ca să putem atrage finanțarea respectivă, altfel am fi obligat să dăm banii înapoi, pentru că finanțatorul a pus o condiție clară să facem grupa dacă avem spațiu, trece puțin un an, plus termenul de durată, termenul de verificare, adică 5 ani, 6 ani, da? Și în același timp am solicitat să mai amenajăm o cameră și o să vă arăt care aici erau, asta e casa scării de făcută, pentru că se vede, grupul sanitar pe care l-am făcut de la zero era trezat acolo, holul de făcut cu ajutorul unor arhitecți rădăuțeni care au făcut muncă pro bono și care sunt acum în București, centru care arată cum în starea actuală și cum arată pe teme. Iar asta e camera pe care vrem să o refacem, ar vedeți în ce stare. Domnul Luca, mă auziți? Da, da. Vă mulțumesc foarte mult că dumneavoastră ne faceți o prezentare foarte amănunțită. Problema e în felul următor. O să ne arătați camerele respective când le inaugurați și când le deschideți. Invitați toți consilierii și conducerea și pe domnul secretar. Facem acolo o deschidere cu, și participăm de asta să deschidem. Cu un minut, 30 secunde. Numai puțin, vă rog, sunteți la distanție, nu prea vă aud. Problema e în felul următor. Dumneavoastră avem în Rădăuț foarte multe, adică fostul hotel are spații, a spus tot patrulaterul respectiv să poate da închirie și dacă dumneavoastră aduceți fonduri foarte bine și un lucru îmbucurător, ceea ce faceți dumneavoastră, faceți bine. Dacă să faci o filmare în tot Rădăuțul, să vedeți câte șosele, câte străzi avem de asfaltate, dar nu e vina primarului așa, nici a celui care a fost, nici a celui că nu au fost proiectele pentru investițiile respective pe municipii, ci au fost pe comune. Rădăuțul are nevoie de foarte mulți bani și de foarte multe investiții. Eu zic să vă apropiați de prezentare, mergeți și la punctul 16, după care noi vrem să votăm și vă așteptăm când veniți în Rădăuț personal să veniți la o ședință de Consiliu Local, că faceți lucruri bune, ați apărat și felicitări pentru partea noastră în procesul de la LAC. Eu vă mulțumesc că știți foarte bine, eu am fost, sau soția mea a fost acolo în concesiune și a vândut doar plătirea, că de asta ați fost parte în acel proces.
felicitări și, într-adevăr, văd că sunteți cu ochiul pe aceste active care sunt deosebit de frumoase din municipiul Dăuți. Poftiți? Domnul președinte, încheie în următoarele. Noi am vrea să facem mai multe și, cum am spus, nu le-am marcat să nu știu, vorbim noi acolo, le-am dat autoritate pentru opinie din acest oraș. Cred că timpul a demonstrat că grupul civic nu are niciun fel de ambiții politice locale. Facem cât putem ca cetățeni și nu, nu știu, ne dorim să facă la autoritățile dacă se poate. Și în principiu că anul acesta s-a reactivat conducerea societății pentru cultura și literatura în lungul COVID. Atenție, a doua, cea mai veche societate culturală din țară este la Dăuți, Societatea pentru Cultură în Bucovina și cred că e mândrie pentru orașul nostru. Iar punctul 15 se referă la noi să putem folosi banii din proiectele respective, să fim inclusiv titulari pe acele camere care atunci sunt ale societății. De acord. În Bucovina. Mi-aș dori foarte mult ca Dăuți să fie un exemplu de colaborare între autoritățile locale și cetățeni, mai ales că domnul primar este responsabil de societatea civilă la nivel județean. Așa că vă propun să avem poate o discuție mai aprofundată, inclusiv cu domnul Jecaro pe tema deșeurilor, să facem o campanie de promovare a colectării selective sau să descurajăm nu știu anumite practici. De exemplu, să facem, i-am spus și domnul primar și ăsta e ultimul punct, ca să protejăm patrimoniul istoric al Dăuțiului, trebuie să există o listă cu monumente istorice și ele să fie încadrate ca monumente istorice. Altfel, o să vedem în orice moment, orice dezvoltator imobiliar, că va cumpăra un pedere istorică și va face și pe acolo. O mică paranteză, să știți că noi avem această listă, este o hotărâre a guvernului din 99, dacă nu mă înșel, asupra acestor imobile care sunt declarate. Sunt în continuare clădirile care aparțin municipiului Dăuți, dar nu sunt încadrate ca monumente istorice. Uitați-vă de strada Ștefan cel Mare sau de pietonul. Domnul secretar, există, nu? Un inventar, doar... Astea sunt doar câteva propuneri de colaborare. Eu vă mulțumesc și eu vă mulțumesc. Și vă aștept. Aș vrea să pun și eu întrebare, domnul Luca Ciobotavă. Domnul Luca, rămâneți pe recepție. Mi-a spus domnul secretar, domnul Nicola, că v-ați înscris. Domnul Luca, aș vrea să... Vă pun și o întrebare, dar după ce vă pune domnul Nicolau o întrebare, poftiți, domnul Căsvel. Felicitări, domnul Luca Ciobotau, pentru ceea ce faceți și ceea ce ați făcut de-a lungul timpului pentru comunitatea rădăuțeană. Dumneavoastră sunteți reprezentantul organizației non-guvernamentale cele mai puternice din Rădăuți. Am o întrebare. Când vă veți implica și în ceea ce înseamnă defișare, tranzitarea orașului cu gabarit depășit și poluare? Am rugămintea să nu vorbiți de acel senzor de 200 de dolari pe care l-ați amplasat la Rădăuți. Deci este momentul și dacă Asociația Rădăuțul Civic vrea să facă ceva pentru comunitatea rădăuțeană, eu vă cer în numele Consiliului Local Rădăuți și cred că colegii mei sunt de acord să demarați cât mai urgent o procedură ca să putem să ne ajutați să punem o stație de măsurare reală a nivelului de formaldehidă și să luăm măsuri și ceea ce privește defrișările și tranzitarea inclusiv a centurii cu camioane cu gabarit depășit. Vă mulțumesc! Președinte la Rădăuțul Civic. Problema e în felul următor. Eu aș vrea, cu permisiunea de astăzi, să trecem la o altă întrebare, dacă sunt consiliere și să răspundem. Domnul, aș vrea să vă răspundă domnul Luca Ciobotar. La urmă răspunde, întâi e consiliere, vă rog. Nu poate să mai stea. Eu nu știu că nu mai poate să stea. Trebuie să stea. Dacă vrea să stea, să stea. Dacă nu, nu stea. Nu e nicio problemă. Eu, consiliere, întâi și după aia răspunde domnul Luca. Vă rog. Consiliere, dacă cineva s-a mai înscris. Eu vreau să văd cu ăla că vă rog, vă rog, domnul președinte, am o rugăminte foarte mare la dumneavoastră și la toți cei care mă auziți în momentul de față. Am un telefon urgent de acasă din partea familiei de sănătate. Dacă îmi permite să mă retrag și dacă vreți în continuare, vă dorește favorabil pentru toate proiectele. Nu puteți lăsa votul în lipsă, dar pentru a vă retrage din ședința asta online, solicit permisiunea colegilor, dacă sunteți de acord, cine e pentru? Vă rog frumos, dacă îmi permite să mă retrag, pentru să acceptăm pe domnul Simota să iasă din
sistem, dar aveți susținerea colegilor. Vă mulțumesc, consilier. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Sunați-l domn de taxă, să corectez el. Să avem totuși 18 voturi. Alte întrebări sau lămuriri pentru dumneavoastră asupra acestor 3 puncte sau punctul 14, mai bine zis, dacă domnul Luca e în direct, nu mai avem. Domnul Luca, vă rog, scurt. Mulțumesc, domnul președinte. La final vreau să mulțumesc în primul rând cu deschidere domnului consilier Bernard Brown pentru că ne-a ajutat cu niște sfaturi foarte prețioase având experiență în refacere. Ați văzut inclusiv când Maria Elena a fost păstrată și a fost salvată în urmă cu subminii. Și domnul consilier Preda pentru că la un moment dat ne-a oferit sala de la Calopan pentru activități. Vă spun punctual domnului... Sunteți aceeași generație, de asta am fost un aici de generație. Vă mulțumiți reciproc și eu vă mulțumesc. Vreau să spun punctual domnului Nicola, cum legate de fișări. Știți că a apărut acum câteva săptămâni un documentar reportat despre cum se fac tăierile prin acte de igienă și acte de tăiere accidentale. Adică, practic, se spune că se taie prin uscat, când de fapt se taie în gânde. Am cerut direcție să știți. Se taie din păduri, nu din municipiul Rădăuț. Din păduri, din păduri. Atunci vă zic de Rădăuț acum, domnul Luca. Lăsați că la defișări sunt... Dacă domnul Nicolau vrea răspuns la defișările din păduri, puteți... Nu, astăzi, dați-mi voi vreau să răspund la capăt, că e scurt. Am cerut direcții simplu ce se înseamnă datele statistice pe nivelul județului. Ne-au refuzat accesul la legea 544, am dat direcția simplu pe Suceava în judecată și în momentul de față Rădăuțul Civic are un proces cu direcția simplu, prin care până la final vă obține aceste date și vă face. Ok. Doi, legat de gabarit, dacă nu știam că eu, nu știam că există interdicție pe centrul orașului după ce s-a deschis centrul, dacă putem contribui cumva, poate deschiderea și cred că e importantă, pentru că și drumurile astea proaspăt asfaltate se vor strica dacă trec camioane pe ele. Punctul 3, autoritate de calitate a aerului. Da, e adevărat, am montat primul senzor montat vreodată în municipiul Rădăuți care măsoară particule PM2.5, deoxid de carbon, umiditate și temperatură. Nu e suficient, pentru că n-am avut bani să luăm unul performant care costa atunci 20.000 de euro. Am depus un proiect să încercăm să atragem o finanțare nerambursabilă, însă a expus. Okay. Dar avem toate deschiderea, poate să inițiem o campanie de strângere de fonduri ca să cumpărăm un senzor de, nu știu, care să măsoare inclusiv forma de știere. Pe înștere, aștept și un senzor de foarte mult timp și rădăuțenii la așteaptă domnul Luca. Dacă putem ajuta, cum am adunat 30.000 de euro, dacă avem colaborare de la aceste firme austriece, cred că putem să adunăm și pentru un senzor performant. Și dacă există deschidere, avem tot concursul ăsta. Și eu vă sprijin. Cedez indemnizația de consilier pe un an la dumneavoastră. Ați mai cedat o dată anul ăsta, hotărâți-mi îndată. Ei, am plecat. Acum, dumneavoastră, dacă vreți, vă dau explicații, dar după ședință, domnul Nicolau, domnul consilier. Nu să vă dați, să nu apăliteți în două locuri, nu de-am. Nici o problemă, suplementez din veniturile mele pe proprie. Domnul Nicolau, mulțumim de răspuns. Mulțumim. Vă rămiți foarte tare și nu are rost să mai știți. Trecem mai departe. Vă mulțumesc, domnul Luca, mulțumim pentru prezentare. A fost foarte benefică și vă așteptăm cu altă ocazie și să ne invitați la inaugurarea acelor spații. Nu m-a spus pe ce perioadă, v-a spus că faceți proiect european și trebuie și o perioadă mai lungă. Probabil să vă verificare. Eu vă mulțumesc și chiar și cum a spus ca colaborarea asta să nu fie doar așa la nivel declarativ. Sper să avem discuții, inclusiv poate discuții cu fiecare consilier în parte despre problemele locale. Nu las la interviu. Da. Cine pentru proiectul mai domn secretar? Să conectez video. Am conectat video, solicitarea domn secretar. Conectare video, vă rog, domn stimați consilieri, să vă vadă domn secretar, să ne vadă pe toți. Punctul 14, cine pentru acest proiect? Cine votează? Cine pentru? Ok. Ok, cine împotrivă? Cine împotrivă? Nimeni. 17 voturi, domnul secretar. Cu permisiunea dumneavoastră, o pauză. Sau votăm și pe 15, trecem la punctul 15. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99/1995 din 20 septembrie 2021 privind darea în folosință gratuită a unor încăperi din spațiul administrativ aflat în proprietatea privată a municipiului Rădăuți, situată în municipiul Rădăuți, piața Unirii numărul 67, etaj, către Societatea pentru Cultură și Literatură Română din Bucovina, inițiator primarul Eugen Bogdan.
Comisie, de Comisia Economică, vă rog. Comisia Economică analizează favorabil. Mulțumim. Comisia de Învățământ? Favorabil și din partea Comisiei de Învățământ. Mulțumim. Comisia de Urbanism? Favorabil, de asemenea, favorabil. Dacă sunt discuții? Ne fiind discuții, domnul Lucania a lămurit asupra acestei societăți pentru cultură și literatură. Știam cu toții, felicitări, într-adevăr, Bucovina e Bucovina, așa este. Trecem la vot. Cine e pentru? Punctul 15. Vă mulțumesc frumos. Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. 17 voturi pentru. Acest proiect a trecut. Punctul 16, pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind hotărârea legislației numărul 99.1198 din 21.09.2021 privind darea în folosință gratuită unor încăperi din spațiu administrativ aflat în proprietatea privată a municipiului Rădăuț, situată în municipiul Rădăuț, strada Piața Unirii numărul 67, etaj către Societatea pentru Cultură și Literatură în Bucovina și Asociația Rădăuțului Civic, inițiator primarul Roger Bogdan. Comisia Economică, vă rog. Comisia Economică analizează favorabil. Mulțumim. Învățământ? Comisia de Învățământ? Favorabil și din partea Comisiei de Învățământ, de asemenea cu felicitări și cu mulțumire Rădăuțului Civic pentru ce face în acest oraș. Sigur că, după cât și eu sunt Comisia Economică, doamnă președinte, aveți dreptate, chiar apreciați acest lucru, nu? Mă bucur. Comisia de Urbanism? Favorabil. Domnul viceprimar, da. De Comisia de Urbanism, nu? Da. În regulă. Discuții? Nefiind discuții, trecem să votăm. Punctul 16, proiectul de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Domnul secretar, 17 voturi. Punctul 16 s-a votat. La solicitarea unor consilieri și avem o urgență, o mică pauză de 15 minute. Vă mulțumesc frumos, stimați consilieri, cu acceptul dumneavoastră, bineînțeles, trebuia acceptul dumneavoastră, dar eu sunt sigur că și dumneavoastră, noi de aici avem nevoie de o pauză de 15 minute, dumneavoastră sunteți în sistemul online și e regulă. Vă mulțumesc, 10 sau 15 minute, cât o secretar? 15 minute, stimați colegi. Este ora 12 fără 5, la 12 și 10 ne conectăm. Vă mulțumim! Prin recepție sunt punctual, dumneavoastră la fel, doamna consilieră Airinei, vă văd pe dumneavoastră, dar din păcate sunt singur aici și cu partea tehnică, cu domnul Tocariu și cu domnul consilier personal la primar, domnul Tocariu. Da, între timp avem o cafeluță, secretarul a venit. Domnul viceprimar e prezent, putem începe. Sunteți de acord, da? Trecem la punctul 17 de ordinea de zi. Proiect de operare de steacul numărul 99.1170 din 9.2021 privind repartizarea legii de închirierea unor locuințe din ansamblu de locuințe ANL din municipiul Rădăuț, inițiator domnul Lodin Andrei. Aici trebuia să fie și domnul viceprimar, în fine, asta e problema lor. Avizul Comisiei Economice, vă rog. Comisia Economică avizează favorabil. Mulțumim. Comisia de Învățământ, doamna președinte. Favorabil din partea Comisiei de Învățământ, domnul președinte. Mulțumim, doamna președinte de comisie și doamna consilier, pe punctul 17, cine se înscrie la cuvânt? Domnul consilier Jăcalo, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte, referitor la aceste locuințe ANL, problema cu care se confruntă Fece Servicii Comunale cu toți cei care locuiesc, nu toți, dar marea majoritate dintre aceste familii, nu sunt cu plata la zi și locuiesc 6 luni, 8 luni, un an de zile și pleacă. După aia nici nu avem pe cine da în judecată. Deci să vedem aici o procedură, o formulă
care să stipulăm de la început. În cazul în care nu plătesc, cel mult 3 luni, dacă sunt datorii, să avem o procedură, să vedem cum procedăm. Aici, bineînțeles, că avem nevoie de sprijinul primăriei, de sprijinul consiliului local. Sigur că mulțumim o procedură, cum să procedăm. Apăsați pe ei. Da. Domnul consilier Cetalo, ați sezat foarte bine. O procedură, cum să procedăm, o găsim. De aceea dau cuvântul domnului consilier să vină. Am văzut și pe domnul Tudor, l-am văzut pe toți consilierii. Văd foarte bine, vă mulțumesc. Vă cer sprijinul cu nevoie. Doamna Irina, poftiți! Una din propuneri la acest lucru ar fi de cerut o garanție înainte. O garanție. Ok. Ne răspunde domnul viceprimar sau cine e. La spațiul locativ aș ruga domnul viceprimar să... Era doamna Rusior, dacă nu e doamna Rusior... Domnul Flutură. De asta e de cerut. Ok. Domnul Flutură, rămâne să răspundeți după... ce o să fie întrebările consiliilor consilier. Doamna Irene întreabă și propune cu o garanție, probabil este, dar ne răspundeți dumneavoastră. Cine s-a înscris? Doamna Calenciuc și domnul Vasilos. Doamna consilier Calenciuc? Domnul Vasilos. Da, vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Mai am avut, pentru că fac parte și eu din Comisia de Analiză de Selecție și de Repartizare a acestor locuințe ANL, și chiar în legătură cu această locuință care a fost atribuită astăzi, am constatat că înainte locatarii au distrus-o și au lăsat datorii. Noi am considerat că în aceste cazuri compartimentul locativ poate să ia măsurile din timp, să nu se ajungă la această situație, pentru că este imposibil să nu se simțe că un an, ei nu-și plătesc datoriile, domnul Șerau are dreptate, se acumulează foarte multe datorii și mai mult decât datorii distrug locuințele. Astfel încât, din partea compartimentului locativ, dacă ar fi mai multă atenție de acest subiect, probabil că nu s-ar ajunge aici. Vă mulțumesc că aveți perfectă dreptate. Numai puțin. Vreau să spuneți că trebuie să ocupe spațiul locativ mai îndeaproape și mai cu ferestate. Aveți dreptate, o să ne răspundă responsabilul de la acest departament. Cine se mai scrie? Domnul secretar? Domnul președinte, nu s-ar putea menționa în acel contract de atribuire ca să fac controle periodice? Sigur. Pentru persoanele care închiriază garsonierele sau apartamentele respective și atunci s-ar reduce din riscurile astea de datorii și de... Corectă sezizarea noastră, specialiștii, da? Răspunsul vi-l dă domnul Plutor. Cine se mai înscrie? Specialiștii. Local. Domnul Tibeică, dumneavoastră v-ați înscris, da? Deschideți camerele, vă rog, și departamentele care le-a stipulat domnul secretar. Este domnul Plutor. Este domnul Plutor, dar ceilalte departamente. Și cu permisiunea, o mică paranteză, domnul viceprimar, vă rog să invitați, că am solicitat la ședința trecută, să fie prezent în sală. Mi-a scăpat că trebuia să-l nominalizez iar la început domnul administrator public al municipiului de Uți, cine este multe persoane, nu știu cine este și aș vrea să vă facem dumneavoastră demersul. Cine mai s-a mai înscris? La punctul 17 cu ordinea de zi. Domnul Tudor, vă rog să răspundeți doamnei Irine, doamnei consiliere, dacă luați garanție la celor care utilizează aceste obiective, aceste cuvinte, la drept. Domnul Martinescu, scuzați. Domnul consilier Martinescu. Domnul Martinescu. Mulțumesc, domnul președinte. Către garanții materiale nu se vor putea lua de la acești oameni care beneficiază de aceste locuințe ANL, dar cel mai bine ar fi să facem ca la un credit, la o bancă, să cerem niște garanți, niște giranți care să garanteze pentru aceste persoane. Și în caz că nu vor plăti și vor dispărea,
cei care au garantat și au girat în persoane respective să plătească restanțele. Și atunci, sigur, îi vor verifica cei care au semnat pentru ei. Mulțumesc! Da, și eu, și eu vă mulțumesc! Acum trebuie să-mi demonstrați dacă sunteți viceprimar în funcție. Ok? Se respectă solicitarea consilierilor și ne respectăm reciproc. Domnul Marcescu, bună sezarea dumneavoastră cu garanțiile și în cazul în care nu au cei, dar mă gândesc că probabil pot să-și susțin o garanție modică cei care locuiesc acolo. Urmă, cine s-a mai scris, domnul secretar? Doamna Irini și doamna Calenciu. Ok, doamna Irini, din nou, poftiți. Da, evident că se pot lua garanții foarte mari, dar o sumă modică care să acopere cheltuielile măcar pe o lună se pot lua și apoi dacă se verifică, sau cum a spus și doamna Calenciu, dacă cei cu spațiu locativ s-ar deziza, atunci evident că s-ar putea lua măsuri mai repede. Corect. Corect, este zara dumneavoastră, doamna Calenciu, am văzut și dumneavoastră, doamna consilieră. Mulțumesc, mulțumesc, domnul președinte. Există o garanție, doar că ne întoarcem exact la ce discutam la început. Garanția este mică și dacă lăsăm pe respectivii chiriași un an să distrugă și să nu plătească, niciodată nu acoperă acea garanție pierderea și datoria. Da? Deci trebuie doar luate măsurile mai repede, atât acolo. Da? Poți fi evacuați mai repede. Se poate anula contractul mult mai repede, nu să-i lăsăm, da, un an. Există garanție. Eu însă am fost chiriaș ANRL și am plătit o garanție acolo. Deci ce există? La când, în ce perioadă ați fost chiriaș? Mulțumesc, am văzut ce atenție am acordat studiilor care au demonstrat sau au demonstrat că sunt într-o comunitate și ați ajuns și consiliu și președinte de consiliu. Da, aveți dreptate, doamna Calenciuc. Domnul Martinescu, mulțumit de răspunsurile colegilor. Sigur, sigur, dar mult trebuie de ținut cont și de varianta cu garanții și giranții. Dacă, într-adevăr, nu există posibilitatea să obținem garanții materiale sau financiare de la cei care echipează cu funcție. Ok. Ok. E domnul Vasilovski cu controlele. Da? Dacă mai sunt domnul consilier care... Cine e domnul? Doamna Irini, de la cum am spus că aveți un multe urgență. Și domnul Vasilovski. Sunteți foarte activ. Doamna Irini și domnul Vasilovski. Doamna Irini, poftiți? Nu, am spus ce am avut de spus. Dar domnul secretar m-a atenționat cu toate înscris. Domnul Vasilovski. Da, aș mai veni eu cu o completare la ceea ce am spus. Vă rog. Anii care sunt cu datorii și astăzi tot la fel să fie menționat ca să nu mai beneficieze după o anumită perioadă de timp de aceste locuințe sociale, nu știu. ANRL. Din vedere financiar, cât și a modului fizic, cum arată după o anumită perioadă de degradare. Aveți dreptate. Cine se mai înscrie la cuvânt? Consiliere, întâi, și după aia domnul Dutur. Nu mai avem înscrieri. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea și eu să ridic o problemă la acest proiect. Am înțeles că chiar au fost situații când au plecat pe foștii chiriași și au luat și ușa cu ei. Ceea ce nu e corect. Că și-au pus ei ușă cândva înainte, dar trebuia să o pună pe cea care a găsit apartamentul. Eu consider că, într-adevăr, avem o problemă mare acolo, dificil de specialiști sau de șef. Domnul viceprimar, luați dumneavoastră această propunere și spațiul locativ să nu fie la urbanism. Adică trebuie să vă gestionați și dumneavoastră și cu cei care sunt acolo. Degrebați-mi pe domnul Flutur, are foarte multe probleme cu partea de urbanism. Și aceste bloguri ANL, stimați colegi, sunt făcute și acum funcționează această lege la Agenția Națională pentru Locuințe, în condiția ca să se vândă, să devină proprietari acei chiriași. Doamna Caleciu putea să deveniți proprietară acestui apartament dacă îl cumpărați, după care
banii care se încasează din aceste locuințe se reinvestesc din nou pentru a construi alte locuințe în sistemul ANR. Vă spun sigur că perioada mea era un domn Marcheș și am vizitat Rădăuțul de vreo 3-4 ori, a fost și în sală în ședință de Consiliul Local, a făcut apel la chiriaș să-și cumpere apartamentele. Nu știu care e situația, nu știu în ce situație domnul secretar nu poate spune. Și să avem în continuare, că sunt foarte mari solicitări pe partea asta de locuințe. O diferență e cu locuințele sociale, domnul Vasilovski, astea sunt ANR, cele sociale sunt într-adevăr care cu situații materiale mai precare, care nu pot să-și pună o garanție. De acord cu dumneavoastră o garanție, dar domnul secretar, dumneavoastră, ce spuneați mai bine decât răspunde, sau viceprimarul, care din dumneavoastră puteți să răspunde. Domnul secretar, vă rog. Da, o garanție, așa cum a precizat doamna consilier Calenciu, se reține la încheierea contractului, un privind exagerat, pentru că pe legea ANR nu se impune așa ceva, nu prevede și nu putem noi suplimentar să adăugăm această clauză. Condițiile de acordare sunt prelege și Știm și sunt foarte bine când s-au atribuit, cum au fost atribuite și ne-a semnătat, nu? Locuința socială. ANR. Mai sunt consilieri care au făcut locuințe ANR și le-a administrat foarte bine cele locuințele. Știți, suntem domnul consilier și felicitări, domnul Motor, la Calenciu. Dumneavoastră, ce completăm aici? În ce măsuri o să luați cu aceste locuințe ca să nu se mai distrugă? Păi, în primul rând, voi forma o comisie și voi merge în teren anterior, mai des. Comisie din executiv sau din consilier? O să fie informată și din consilier. Nu, dacă sunt dispuși... Numai consilieri care solicită acest lucru. Care solicită acest lucru. Nu mă pot să solicita pe mine. Nu. Nu știu dacă e în regulă, dar eu cred că e partea executivă asta. Pentru că, în mod special, la viceprimarul se neagă periodic pe acele roluri, se vadă cum s-a luat cu mizere și cu antainuri și așa mai departe. Cu vânzarea, domnul secretar, ce puteți spune? E în vigoare legea? Eu nu mai știu. Legea este în vigoare, apartamentele ANR se pot vinde, sunt solicitări. Problema care este impedimentul în momentul de față este întabularea... Aia vreau să spun. I-ați întabulat? Nu există întabulare pentru... Păi aia, domnul viceprimar, ca să nu vină cu un proiect. Am vrut să vin cu un proiect de hotărâre, doamna Calenciuc, și mi-a spus domnul secretar că nu e atributul meu. Am vrut să vin cu un proiect. De vieți puțin, dar nu vă spărați, am vrut să vin cu un proiect de hotărâre, chiar pentru această ședință, să realizăm niște piste de biciclete, de pentru bicicliști în municipiul Rădăuți și mi-a spus că nu poate un consilier să inițieze un proiect de hotărâre dacă acel proiect are parte de buget și de asta nu mi s-a acceptat acel proiect. Eu am spus clar, eu inițiez proiectul, iar partea de buget îi revine primarul să caute finanțare. Sigur, domnul viceprimar, cum vedeți această rezolvare? Ați spus o comisie, mergeți dumneavoastră și... Voi forma o comisie și voi merge cel puțin o dată pe lună. Să vedem ce am. Ok. Aveți celor care au închirierea acestei ANR-uri, transmite domnul consilier Tăgăi, consilierul primarului, poate transmite celor care dețin aceste locuințe să nu le mai distrugă că e plăcat. Și în care să nu se construiesc, domnul secretar, doamna Căleciu, da, doamna, domn secretar o să facă demersurile să întabuleze, în primul rând, și cel de la gară, și cele aia, nu mi-a spus nimic cu locuințele în sistemul ANR de la spital. Și acolo e o problemă cu medici, dacă se lucrezi medici, asta va trebui ca să vedea să vedea în problemele noastre. A mea personal, doamna Căleciu, doamna consilier, mulțumesc încă o dată. Concluzia probabil că este doar să se aplice legea, pentru că legea prevede că după 3 luni poți fi și evacuați, de asemenea, tot potrivit legii, nu le mai poate fi prelungit contractul, astfel încât există măsuri, doar să fie luate. Da? Atât atunci, ce nu mai ajungem în situația actuală în care chiar doamna care primește, familia care primește acest apartament pe care noi votăm astăzi, trebuie să facă renovarea, acolo este absolut distrus. Deci să evităm datorile și aceste situații, da, trebuie să activăm un pic compartimentul locativ, să ia măsuri de la timp, atât. Cine e la spațiul locativ? Cine e? Cine e?
Să vă angajați. Da, eu nici nu... Era înainte, doamna Răzăr, era un responsabil, acum nu știu cine, domnul Cuțin, am înțeles... Dacă permite să intervin, nu... Numai puțin, domnul Țibu, am înțeles că e un domn Țibu. Exact, asta da. Domnul Țibu și doamna ajutorișoara tipicicină, două persoane sunt, care se ocupă efectiv de compartimentul în spațiul. Domnul Țibu e direct cu noi? Nu, este după masă de serviciu, am putut... Dar noi puteam prelungi ședința, la ce oră e cu el? Da? Două? Da, 14. Vă asigur că o să-l să transmiteți dumneavoastră, fiind în subordinea dumneavoastră, să fie pe recepție. Îi dați microfonul și sistemul dumneavoastră și o să punem întrebările. Doamna Calenciuc, o să venim cu această întrebare domnului Țibu, să-și ducă la îndeplinire atribuțiile care le are prin fișa postului. Foarte serios, foarte serios această problemă, sigur. Nu putem să ne batem joc de niște obințe care au fost la timpul lor bune venite și acum unii le distrug și pleacă. Așa se întâmplă. Dacă mai aveți alte întrebări, alte... Domnul Matinescu, mulțumit! De răspuns? Foarte mulțumit, mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Domnul secretar, o comentarie? Nu mai avem, nu? Vă angajați, adică promiteți, nu trebuie să promiteți dumneavoastră că nu faceți politică, dumneavoastră nu trebuie să politicea, nu mă politicea nici promite. Din fișa postului, rugăminte cu domnul Marius Caciuc și cu ceilalți să întabulați aceste locuințe. Problema nu e întabularea ține, ci suma necesară pentru întabularea. În buget, consiliul colocat, să primim și pe ce. Avem întabulare gratuită, promisese domnul Cătuc. O să fie întabulare de rău, să mai intrat prin întabulare gratuită? E extravilat. E terenul extravilat. Numai extravilat, extravilat. Deci pe terenul extravilat există sistemul de... Și ați întabulat pe extravilat, nu? E în procedură. Pe dealul Crucii, cu sectorul și acum alt sectoare pe care ce suprafață avem de extravilat, domnul viceprimar? Ce suprafață avem în municipiul de Răuți total teren? Extravilat, nu știu extravilat. Dar intravilat? Intravilan. Am înțeles că aveți puzul. Puzul de la zona accentuală. Cât avem, domnul? Pentru mine e... 1000 de hectare pe intravilan. 1000 de intravilan? Total. Și extravilan, domnul Fuzul, cât avem? Sigur că acest puz s-a aprobat și s-a mărit intravilanul. E un lucru bun, e făcut... Intravilan 2330 de hectare. 2330 extravilan. Da, eu cred că sunt niște informații utile. Și dacă nu sunt alte întrebări, discuții, domnul consilier, cu acceptul de azi trecem să votăm cu promisiunea, angajamentul viceprimarului că va avea grijă și de azi, domnul Frutu, să vă rugați să intre în direct. Să punem întrebările la diverse. Cu domnul Țibu. Da? Da. Trebuie. Cine e pentru proiectul numărul 17? În regulă, cine e împotrivă? Domnul... Cine se abține? Domnul Simota a revenit în recepție. S-a abținut. Nu motivați votul. Sau nu sus. Vă abțineți. În regulă. Avem 17 pentru... Domnul președinte, a spus că sunt pentru, nu pot, trebuie nici nu mă accept. Ați văzut un președinte care își face treaba, cred eu, nu? Acum la urmă, la urmă, nu? De domnul Cicinu. Dar asta am întrebat și de asta e necesar să întrebi. Suntem în sistemul ăsta online și nu ne putem comunica și dacă consemnăm acum abținerea lui domnul Simota, el fiind și președinte la Asociația de Locatari, cred că sigur nu dădea bine pentru cei care se întâlnește pe stradă. Da, 18 pentru au fost și domnul Simota pentru. Ați revenit și pe recepție, totul e în regulă, mă bucur. Da? Cu operațiunea de astăzi trecem la punctul 18 pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre de statul numărul 99 de 1936 din 31 august 2021 privind aprobarea planului urbanistic zonal, PUZ, și a regulamentul local de urbanism întocmit pus pentru construirea bloc de locuințe colective P+4, P+M, branșamente utilități, branșamente
utilități situate în calea Bucovinii fără număr, din muncitură de Oțiu, de Suceava, inițiator primar Logan Bogdan, se solicită avizul Comisiei de Urbanism, vă rog. Comisia de Urbanism a trezat în favorabil. Mă bucur să aveți grijă să vă ajutăm la tine și branșamentele. Cine să scrie la cuvânt? La punctul 18, domnul Jucaru, dumneavoastră, v-ați înscris, nu? Nu, am văzut omul ridicat aici. Domnul Tibeică? Dar domnul Tibeică nu mai intre. Vă rog să stați conectați și pe imagine. Domnul Cipriuare, o lămurire cu brașamentele pentru colegi, pentru mine. Da, avem un... O solicitare de la un bloc pe care Bucovinii, care dorește să racordeze la utilități și de mintea mea, după ce se racordează, să te ducă la starea inițială cum trebuie, cum găsești. Terenul, nu? Da, terenul. Lamentați. De multe, multe, multe ori îl lasă cum îl lasă. Dar vom verifica. Sigur. Să mai făcut verificări. Domnul, o să fie în activitate, în acțiune. Am înțeles că persoane fiți și care nu mă duc terenul la forma inițială ar fi o problemă, dar un bloc, dacă acum bani să-și facă... Mai au probleme și la unii blocuri care tot și dar după aia au revenit, chiar. Ideea aprecia ce ați făcut vice privat. Eu vă spus că vă și apreciez când faceți lucruri bune, dar și vă atenționez când nu sunt în regulă, disfamie sau... De exemplu, v-ați spus pe domnul Geanu Gherea afișe cu cei care care nu sunt care nu sunt racordați, să aducă să racordeze, a dat un termen și după care s-a asfaltat și pe Dobrogeanu Gherea și pe Ion Nistoare. Ion Nistoare nu s-a asfaltat încă și... Nu, dar am pus să fie, am trimis poliția locală s-a și mi-a să branșeze, să branșeze din timp. Perfect, foarte bine. Domnule consilier, știți unde e blocul ăsta? În regulă? Unde mai exact blocul? E bloc nou? Care e meu. Care e meu. Care e meu. Exact după... Deci, nici am studiat noi și în Comisia de Urbanism, ar fi testat la calea Bucovinii, în apropierea pe Comol, spate, în față, este un bloc, deja în construcție. Asta alea la Codul Păzii, chiar era prea privată? Nu, dacă pe înainte. Domnul Frutur, domnul secretar, hai, domnul Frutur, conțineți, uite aici, sau domnul Cofer, dacă e. Da, dacă îmi permite, să fac o mică prezentare, este al treilea bloc al acestui investitor. Două sunt, una în construcție, una e executat, una e în construcție, deci utilitățile sunt asemănate de la celelalte două. Pe partea dreaptă, cum se merge toată Brasilia din zona centrală pe Trei, pe partea dreaptă sunt cele trei blocuri. După ce se duce acolo, la bloturile alea? Nu, înainte, până la sensul. Uite, după frate, eu nu le-am sensizat. Păi sunt două, este unul mai vechi, de vreo 4-5 ani, unul în construcție și așa este al treilea. Sunt toate vreți pe același investitor. Da, cu lare mișinie, da. Da. În regulă, domnul Cipriuare, completare nu mai sunt, da? Cine, dacă nu mai aveți de solicitat plăburiri sau să luați cuvântul, permisiunea de ea să trecem să votăm. John, facem fel. Conectare video, vă rog, consilieri, domnul secretar, domnul Timeică, sunteți cu poza, nu? Da. Puneți, aveți poză frumoasă, în timpul campanie. Știu că cineva care își punea poza de până la urmă. Nu, n-am poliție. Domnul Tibeică, vă rog să vă conectați. Domnul Tibeică, și video. Vă recepții? Nu mă grăbesc, domnul viceprimar, a venit pentru toată ziua. Și domnul Nicolau. Organizații. Și domnul Nicolau. Și domnul Nicolau? Da, s-a conectat. Domnul Nicolau, s-a conectat. Dați domnul Nicolau să văd. Da, nu în spate, când vorbești, el se mărește. Și acum suntem prins, suntem prins. Dar în ce unde e locare zonă? Al treilea de... a patrulea. Acolo. Acolo. Ok. Domnul Tibeică. Domnul Tibeică, vă rugăm. Nu putem trece la procedură de vot dacă nu vă conectați și dacă ne auziți, răspundeți, probabil aveți probleme tehnice.
Da. Și trecem fără votul dumneavoastră, nu e nicio problemă, avem majoritate, nu? A venit domnul Tibica. Domnul Tibica, ne auziți? Da, am niște probleme cu internetul, votez pentru. A, nu, stați, că nu vă rog. N-am votat. Ok, punctul 18. Cine este pentru? Domnul Tibica, ai văd. Da, da. În regulă. Domnul Nicolau, cum votați? Da, și domnul doamnă, uite, până da, domnul consilier, nu? Împotrivă? Abține? Niciun. Vedeți, domnul secretar, toată lumea votează pentru. Da, și da, procedura s-a închis, proiectul numărul 18 a trecut cu brio, dar și proiectele s-au fost puse cu șuste, probabil. Numai cele care trec. Nu? Da. Toate care le aveam spus. Care le aveați pregătite. Cam puține, vreo 35 l-am înțeles că aveți. Da. Punctul 19, pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre stat numărul 99204 din 22.09.2021 privind aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit către SCAC ESA Suceava de trecere subterană pe terenul aparținut domeniului public al municipiului de Uz, județul Suceava, pentru branjament alimentare cu apă a imobilului situat în strada Pozenului, număr, municipiul de Uz, județul Suceava, proprietate personală a domnului Banzaru, sau Banzaru. Banzaru, e corect. Amaria Elena, inițiator domnul primar Rodin Bogdan Andrei, solicit avizele Comisiei Economice. Comisia Economică avizează favorabil. Vă mulțumesc. Comisia de Urbanism. Favorabil și urbanism. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Cine se înscrie la cuvânt? Nu se înscrie. Puteam pune și alte întrebări pe lângă brașamentul ăsta cu acel cu societatea asta care care suge sânge, ca un vampir, domnul Cicuma. Da, dar acum discutăm doar pe clădirea să pot, poate dacă avem întrebări la asupra acetului. Întrucât nu sunt discuții, trecem la vot, procedură de vot. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? 18 voturi pentru. Prima ordine de zi s-a epuizat, avem suplimentarea ordine de zi. Trecem pe suplimentare, după aceea să ajungem la punctul diverse. Domnul secretar, da? Da. Punctul 19. Punctul 20. Trecem la 20. Aici, domnul viceprimar, e lungă să ia și tot din asta. Proiect de hotărâre cu statul numărul 99.211 din 28.2021 privind aprobarea cererii de finanțare a Autorizului General estimativ a proiectului de investiții proiectul mai mult de acțiuni de investiții pe primă de rezare cu asfalt de rezolvare din municipiul de o stradă Alexandru Lundesu, stradă Zorilor, strană Bunătă, strada Fandurilor, strada de Legnei, strada de Adevăja, Cucului, Gheorghe Coșbuc, Vasile Conta, Ion Grămadă, în strada Mică, cea de inițiator, Lovi Bogdan Andrei. Comisia Economică, vă rog. Comisia Economică avizează favorabil. Comisia de Urbanism. Favorabil. Mă bucur. Cine se scrie la cuvânt? Dar am spus că mergem până la două, să vedem și pe lucru. Aici, înțeles că nu votează doi consilieri sau nu? Doar pe el, nu? Nu ea să votează. Dar acesta? Da, da. Și a spus domnul Șara jurist? Nu și-a notat nici domnul Preda, la 20, nu? Nu e cu gata, nu? Am luat. Nu are gata aici? Nu. E pe PNR-ul, e la Telsalini. PNR-ul. Turcean chiar este, domnul ăsta Ion Distor este aici, nu? Nu. Nu. Eu risc că din
ale primării va fi făcut. Fondul restaurabil. Da. Mă bucur. Plăcere. Domnul Plutor? Plecat, domnul. Am uite bine că recepție. Nu, aud. Vă lămâniți de ceva? Aveți de completat aici? Nu. Nu. Alexandru? Nu, nu? Nu, nu. Domnul secretar? Nu sunt. Nu sunt atent de la. Ok. Este vorba de o cerere de finanțare care se va depune cu aprobarea Consiliului Local pe nou program guvernamental PNRR Andrei Salini pentru finanțarea celor străzi care sunt enumerate în cadrul proiectului. Asta e la multianul ăla, nu? Nu. Nu? Domnișoara Mitri, vă rog, amică la mărire. Domnișoara Mitri. Domnul viceprimar, tu dintre Domnișoara Mitri, solicitarea am anunțat că domnul a fost în birou de unui dosar la acolo și a spus colegilor să nu anunțe să fie dosar. Ideea? Ideea, da. Dar tu mi s-a făcut cum face pe rând. Acum era pe capitania. Dar e online? Domnișoara Mitri, vă rog, de între timp se pregătește simplu online, nu? Adică s-a propus. Da. Ok. Spuneți, domnișoara Mitri, că domnurile, cere ADR-ul? Cine e de cere ADR-ul? ADR-ul Nord-Est. Proiectele sunt. Este vorba, îmi cer scuze, este vorba despre cererea pe PNRR. Punctul 20. Nu este pe PNRR, este pe ADR-ul Salini. N-am văzut. Iar cu străzile. Proiectul cu străzile? Da, da, da. Am avut o documentație tehnico-economică întocmită cu un an în urmă. Și vrem să o amintim un CP, un studiu de prezabilitate, în vederea obținerii unor finanțări în programul Angel Salini. Sunt niște străzi balastate din municipiul Rădăuț, care domnul primar intenționează ca în viitorul apropiat să putem asfalta și acele străzi. Hotărârea este necesară în vederea depunerii împreună cu cererea de finanțare la Ministerul Dezvoltării. Mulțumim pentru lămurire. Vedeți că a fost necesară această lămurire. Și pentru mine, în primul rând, că știam că aceste străzi sunt balastate, nu au asfalt, dar e bine că se depune acest proiect pentru viitor, nu? Ca să avem depunerea proiectului și dacă se va accepta finanțare să fim în față, nu? Era singurul studiu de prezabilitate care îl aveam disponibil, era lucrat și nu ar fi fost pătat să nu-l valorificăm. La orice oră suntem prezenți pentru asemenea lucruri. Da, receptiv. Receptiv de partea lui Felștea, dar nu am efect, așa am efect. Domnul Preda, v-ați anunțat și din asta am înțeles că ați făcut o completare la domnul secretar, nu? Nu, am spus eu greșit PNRR. PNI este Programul Național de Investiții, Angel Salini. PNI, Programul Național de Investiții, nu programul... Pentru că sub ordinea Ministerului Dezvoltării, PNI. Da. Da. Mulțumim, domnul Preda, PNI a recolectat, domnul secretar, ca să nu apară, că după aia iară are probleme la partea asta de proiectare și... sau poți să-i resping tot proiectul. Poate, poate scris e corect, eu m-am scris. Scris e problem, am des. Exprimarea mea a fost. Dar gândit. Nu e bine. Mulțumesc, domnul secretar. Dar nu se poate să trăim așa de ședința ce două ori. La două diverse. La diverse 17. Dar cine e pentru? Punctul 20 de pe ordine de zi? Suplimentarea ordine de zi? Vă mulțumesc. Cine împotrivă? Cine se abține? Toate voturile pentru, 18 pentru dorișarea Consiliului Juridic, notați. Se înregistrează, nu, ședința, nu? Sigur. Da. Când o să intrăm într-o ședință cu toți consilierii, să ne cunoaștem? Așa, o mai da, să sper să ne asigurăm. Globală. Punctul 21.
Domnul viceprimar, eu zâmbesc. Îmi citesc eu. Da? Vă rog, hai. Proiect de hotărâre registrat cu numărul 91.212 din 28.9.2021 de modificare HCR numărul 61.30.4.2020 privind aprobarea documentației proiectului și indicatorului proiectului privind obiectivul de investiții, construire locuințe sociale, regimul înălțime P plus 1 E, un ansamblu de clădire, 8 apartamente, CP 54.318, pictor 3, situată strada Gheorghe Grigorodeș, fără număr, municipiul Rădăuz, de Suceava, inițiator, primar Bogdan Andrei Lovea. Da, mulțumim. Comisiile, Comisia Economică. Comisia Economică înțează favorabil. Cu mențiunea că nu... Da, cu mențiunea că nu a participat nici la discuții nici. Nu l-ați cuvântat. Domnul Nicolau a plecat pe comitul online, nu mai era. Comisia de urbanism? Favorabil. Mulțumim, doamna președintă. Discuții? Discuții? Părășarea Mitric, vă rog. Și domnul Vasilovski. Domnul, scuzați, domnul Vasilovski, în primul rând. Aș avea o întrebare. Terenul ăsta este la acea intersecție cu strada Recoltei? Domnul secretar? Sau domnul Iacomar? Strada George Grigorov. Da, la secția cu acolo. În discuții reportate în ședințele anterioare, era vorba că acolo se fac un parc pentru copiii din zona respectivă. E până eventualitatea în care se fac aceste locuințe, nu știu, v-ați gândit la o locație pentru parcul respectiv? Domnul primar nu lipsește, strategia e a domnului sale, el a gândit acest proiect, probabil ne dădea mai multe explicații, aveți dreptate și noastră că trebuia acolo un parc, după cum s-a gândit înainte, probabil știți. Și e nevoie și de sociale, locuințe sociale, dar mă răspuns, aveți? Nu vezi o modalitate să face și un parc. Dacă mai e un loc, nu? Da. Deci am să vă rog, dacă în perioada următoare să mergeți la acolo și să vedeți unde se poate copilul de fiecare. Vă să luați, că acolo inclusiv am făcut și curățenie, dacă știți de acolo, nu? Am văzut, dar nu știți lucrul ăsta. Am văzut și am apreciat lucrul ăsta. Mulțumim și eu pentru curățenia care ați făcut-o. Domnul secretar, ce ați spus? Completare? În zona există, prevăzut și teren pentru parc, la o distanță de 50 de metri de locația unde pentru locuințe sociale. A făcut un plan urbanistic, domnul administratul public, probabil, cu amplasare, cu parcuri, cu locuri de joacă și cu toate chestiile astea. De asta e și în teren, dacă m-am mers acolo să vadă. Domnul vine administratul public sau nu vine? Nu fi cerința, da. Până nu vine, să știți, scute, că nu, da, deci, nu ameniți, dar nu sunt reștare. Nu este în birou, sincer, acum. Am înțeles. Directorul de la Clubul Sportiv are un caz, că nu poate să ajungă, stimați colegi, un caz cu suspecte, COVID sau așa ceva. Da, mulțumim. Am avocatul trebuie să mă introduc. Sunt Nichiforiu Cosmin, director interimar de la CSM Bucovina Rădăuț. Din păcate, unul dintre fotbaliști a fost depistat cu COVID. Nu am avut contact direct cu el, dar aștept rezultatul testului. Vă stau la dispoziție online, orice vreți să mă întrebați. Vă mulțumesc. La punctul divers am și eu niște întrebări, sigur, și probabil și colegii. Sigur. Da. Mulțumesc. Poate aveți nesă, mă puteți mai mare de convingere. Administratul public este în subordinea primarului, are atribuțiile i-a atribuit de primar. Și primarul a dat atribuțiile, i-a lăsat, a gestionat sau a numărat, se prepară, că fici primarul. Da, asta e situația. Trecem la discuții. Nu aveți, nu sunt discuții. Domnul doctor Lămurit, da? Așteptăm să fie și parc și asta și atunci o să fie înlămurit în totalitate. Momentan e pe jumătate. Mulțumim. Cu permisiunea noastră, m-am spus și eu la cuvânt.
locuințe sociale e un necesar pentru municipiul Rădăuț. Din păcate nu s-au făcut în ultimii ani. S-au început două blocuri, dacă nu mă știu, două s-au făcut pe 1 mai. S-a recepționat după plecarea mea, dar nu, unul, două, cine s-a mai. Avem, super, mă bucur. Asta e planul care lucrează administratul public. Asta e planul făcut nu. De cei de la tehnic. Nu, era vorba despre teren pentru parc și teren pentru locuințe sociale. Perfect. Unul e pentru locuințe sociale, celălalt pentru... Dumneavoastră, stimați colegi, vedeți această plan și vedeți, da? Sau cine e, pe domnul Pendrei, puneți cursorul pe parc și pe locuințe sociale. Ce începe asta, Ioni? Da, da. Domnul Tocariu, nu știți, nu? Probabil cea pe voastră este pe locuințe sociale, iar cea pe Portocariu pentru parc. Corect. Eu mă așteptam să fie domnul Tocariu cu verde parcul, știți? Pe viitor puneți verde. Verdele e... mama naturii și... Într-adevăr, blocul albastru, ei au căutat să fie spre galben mai mult, știi? Să duc pe culoarea galbenă. Roșu văd că l-a renunțat la el. Ok. Dar parcul trebuie să treacă copiii peste o șosea, nu? Sau două? E la intersecția 12. A, intersecție. Domnul doctor, domnul... Da, domnul președinte, vă aud. E bine? Să vedem proiectul în desfășurare și atunci o să vedem la urmă, tragem concluziile. Chiar și mandatul viitor, dacă se va realiza, tot e bine. Revin. Pe strada Frâncii s-a început un bloc social din bugetul local, cu toate că pentru locuințele sociale se dau bani de la Ministerul Dezvoltării, domnul viceprimar. Cele de pe 1 mai sunt făcute cu bani de la Ministerul Dezvoltării și cred că a promis primarul și agenta să aducă bani de la minister, la ministere. Și aș vrea să demarez în acest sens, blocurile sociale e o mare necesitate. Din păcate, blocul de pe Frâncii l-ați uitat și un buget să-l mai prinde să continuați cu el. A spus că vreți să faceți acolo, nu știu ce, poliție locală, evidența populației și altele. Multe compartimente, da. Da, să duceți acolo la periferie, e peste mână. Dar e strategia noastră, vreau să știți dacă se justifică. Să duc oamenii tocmai pe Frâncii sau, eu știu că în urmă când eram eu aici la primărie, domnul Tătar îmi punea tot timpul pe, deci să nu se realizeze acel bloc, spunea că nu poate să vină romii să aibă romii vecini, că atacă găinile sau nu știu, spunea el că are probleme cu romii. Nu, romii sunt a noștri, sunt... În regulă, dar trebuie să le facem locuințe. Și tot așa cum spunea doamna Calenciuc, garanții și așa mai departe, cu domnul Tiron și locuințe sociale. Dacă o să realizați locuințe sociale, o să aveți un punctaj foarte bun la următoarele de la Rădăuțeni. Frânce, în bugetul anul viitor, vă rog să alocați o sumă cât de cât să distruge. V-a spus că domnul Tădar a spus că s-a făcut ilegal. Nu, acel teren a fost redobândit sau dat cu titlul gratuit de către Ministerul de Administrație Publice de la domnul Blaga de când era și să facă locuințe sociale și blocuri ANL. Din păcate, sau un lucru bun s-a făcut acolo, asistența socială, căminul pentru persoane vârstnice, fiindcă au fost finanțate de către austreci. Și au impus ei că vor să dea pentru persoane vârstnice un cămin. Da, acolo se poate sistematiza foarte bine și să avem locuințe sociale. Iar, și cu asta închei, e o rușine pentru noi să păstrăm zona de pe 1 mai. Sunt niște condiții infecte. Sub tot ce critică, sunt copii care se pot îmbolnăvi, mai ales pe perioada, această perioadă. Să avem acolo un plan urbanistic de viitor cu administratul public, gândire cu strategie, să demoleze tot, domnul Jecalo, și acolo ar fi iară potrivit pentru blocuri sociale, ANL-uri și așa mai departe. Nu putem sta cu acele urățenii și acele mizerii, un focar de infecție. Din câte știu în ședințele, mă scuzați că intervin, din câte știu în ședințele anterioare au fost proiecte pe ordinea de zi care pe 1 mai 103 acolo, referitor la niște locuințe sociale sau... Da, domn doctor era, da? Domnul Vasilescu. Da, da.
Da, vă mulțumesc, că eu am crezut că e altcineva, alt consilier, care mă oprea din să nu vorbesc, că zice că vorbesc mult. Nu mi-aduc aminte, dacă dumneavoastră și sunteți mai tânăr și ați fost receptiv și știți, domnul secretar, a fost un proiect? Domnul director Cofler, uitați că a ridicat mâna. Da, domnul Cofler, poftiți. N-aveți microfon, dați drumul la microfon. Nu, Tocariuc. Dacă îmi permiteți, ies în derulare un proiect care e pe axa 13, știți și domnul Șaramitri, cu un proiect pe axa 13, două blocuri de locuințe sociale, o grădiniță și clădirile vechi, unde spuneați asta la ghetou, se vor demola și se vor face, v-am zis, două blocuri noi de locuințe sociale pe plus 4E. Sociale. Zona 1 mai 103. Sociale, da? Sunt locuințe sociale, da. A votat proiectul, da? Da, s-au făcut indicatori, s-au luat indicatorii, sunt în derulare pe axa 13. Cu bani de la guvern. Ok, mulțumim. Domnul Șaramitri, cu o mică lămurire, nu pentru cei care așteaptă aceste locuințe sociale. Știți cum? Sunt foarte multe solicitări, cred că, la departamentul respectiv locativ. Domnul Șaramitri, mai e? Da. Da, vă rog. Avem în implementare, deci contractul este trimis la minister pe axa 13, unde se vor construi pe 1 mai încă două blocuri de locuințe sociale, în apropierea celui construit de către dumneavoastră. Da, mulțumim, noi eu l-am construit acolo. Noi am făcut demersurile. Da, într-adevăr, așa este. Ultimul timp nu s-a mai construit niciunul, dar... Și e foarte bine că dacă o să ajungă la realizarea acestor două blocuri, plus cel pe Frânce și ce mai aveți în vedere, zona centrală prin care domnul Ciubătăriu, Luca spunea că vrea să o realizeze. Zona centrală e cu multe locuințe cu cei cu nevoie și o transformat și urât foarte mult. Adică trebuie igienizată. Să avem pietonalul și toate la celălalt, da? Doamne și aminte, mulțumim. Dacă nu aveți alte solicitări, alte întrebări, trecem să votăm acest punct de ordine de zi, punctul 21. Rugăm conectarea video. Conectarea video. Vedeți că domnul secretar e foarte atent, mă atenționează și mulțumesc pe această cale. Toți consilierii, conectare video. În regulă? Nu se mai conectează. Și domnul Tătar s-a conectat? Nu este. Îl puneți nemotivat, vă rog. Și nu uitați și nici indemnizație din asta. Da, s-au conectat. S-au conectat, da? Să vă că nu. Fostul dumneavoastră șef, tragiciunul. Da. Cine e pentru punctul 21? Cine împotrivă? Cine se abține? 18. În unanimitate cu cei prezenți, 18 voturi pentru. A, domnul, scuzați. Domnul Preda nu a votat. De ce? E cu gal? Da. 17. O neparticipare, o nevotare. Un domn consilier n-a votat, n-a participat. 21 a trecut cu succes. Mulțumim. Punctul 22. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 99213 din 28.09.2021 de modificare a HCL numărul 65 din 31.03.2021 privind aprobarea proiectului construire locuințe sociale regim P plus 1E, două ansambluri de clădiri, 16 apartamente, CF 54324, corp 1, corp 2, având codul SMIS 15151279 în vederea depunerii pe platforma electronică MySmith, axa prioritară 9. Inițiator primar Login Bogdan Andrei. Comisia Economică, mulțumim domnule. Comisia Economică avizează favorabil, menționa că nu am participat nici la discuție, nici la vot. Nu votați nici asta, nu? Dar asta toate cu Miss Simis. Asta nu le votați dumneavoastră. Smith. Ok. Discuții? Ar trebui să le votați dacă galul e în parte
Parteneriat, am spus la începutul ședinței, pentru evitarea creierii unei situații de conflict de interese, nu particip nici la discuții, nici la vot. Și dacă nu trece proiectul? Da, da. Nu e în regulă. Domnișoara Mitric, 16 apartamente, unde se realizează, domnul viceprimar? Unde se vor realiza? Că aceste proiecte, ca să ne fim înțeleși, să le pun în așteptare. Nu o să avem domnul Vasilovski mâine acest bloc. Poate e mandatul viitor, poate în 5 ani, în 3 ani, dar e bine că se depună. E lucru bucurător. Și a venit în sprijin și această asociație GAL, nu? Prin care foarte bine. Felicitări, domnul președinte din Comisia Economică. O lămurire, ceva, 16 apartamente, un bloc, domnul secretar? Domnișoara Mitric, vă rog. Pentru... Pe strada George Grigorovici, în municipiul Rădăuț, se realizează aceste locuințe. Alea 8. Alea 16 Pitoloci. Și alea 16 Pitoloci. Strada Toloci, tot din Rădăuț. Toloci, nu strada nouă, nu? Toloci și George Grigorovici. Acest bloc acolo, acolo pânza freatică e foarte sus, să nu fie probleme. Un etaj numai? Da. Locuințe, da, sau... Speciale, nu? Sociale. Sociale, speciale. Cu un singur nivel, na, bun, oricum. Cum, bine că se face, nu? Discuții? Domnul vice, domnul Jacalu, o lămurire, am văzut că vă sunteți informat. Un singur etaj. Singur etaj, cum ați știți, noastră, cu funcții sociale, se va depune acest proiect, să sperăm că se va aproba. Ați deschis, domnul secretar? Ce-am deschis? Era microfonul deschis. Să rog, nu, domnul, nu eu l-am citit, domnul viceprimar, ok. Dacă nu avem alte discuții, trecem la vot. Se pen... Vedeți, de asta avem problema asta tehnică. Nu se supără domnul Preda că nu-i prezent aici. Eu tot timpul prezent. Nu putem mai mulți de atât. Video, domnilor consilieri. Sunt în regulă. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? 17 pentru... O, o nevotare sau cum să o neparticipare, așa. Și un domn consilier, domnul Tătar, lipsește la această ședință, a trecut cu brioș acest proiect de hotărâre. Trecem, domnul Mitrofan, la punctul 23, n-ați fost activ, nu v-am auzit vocea. Foarte atent la ce spuneți, domnul președinte. Sunt foarte atent la ce spuneți, numai că în paralel mai lucrez la ceva. Uite, luați și de acolo. Da, așa e omul. Sunteți tânăr? Fac niște grafice, că sunt probleme la școală și trebuie să fiu atent și aici. Tot domn director, da? Da, director, da? Nu se supără domnul consilier că a mai intrat. Uite că a intrat și a întrerupt. Vedeți că activ, foarte, foarte activ. Eu credeam că își pregătește o întâmpinare, că am înțeles că o întâmpinare... Domnul Tătar, da. Trecem la punctul, adică stați așa puțin, să discuții nu mai sunt. Votăm, domnul secretar? S-a votat. Poftim? 23. Dar știu eu, nu, le urmăresc foarte bine. Doamna Calenciuc, votăm? Votăm, domnul președinte. S-a blocat camera la sala de ședință sau îmi spăr mie? N-am înțeles, domnul Preda. S-a blocat puțin la camera de ședință, camera. La sala de ședințe. N-am înțeles. O să vede, este online. Este ok. Mai bine, da. Da. E ok? Ce-a spus doamna Irine?
Sau că niciun. Transmisia e în regulă, da? Trecem la 23, da? S-a blocat, ia. S-a durat timpul meu? Eu merg live. Ne auziți? Nu s-a auzit. Acum aveți ceva probleme tehnice acolo la primărie. Acum ne auziți? Da. Da. Sau doamna să vă spun eu, da? Doamna Caleciuc, doamna, da. Doamna Grădin, fix. Da, în regulă, dacă ceva, dacă nu se aude, ridicați mâna că noi avem video, vă vedem pe toți. Și atunci intervenim tehnic. Domnul viceprimar, punctul 23, vă rog, dați citire. Proiect de hotărâre registrat cu numărul 99214 din 28.09.2021 de modificare a HCL numărul 66 din 31.03.2021 privind aprobarea proiectului construire locuințe sociale regim P plus 1E un ansamblu de clădiri 8 apartamente CF 54.280 în vederea depozitului de platforma teritorială de mai zis, axa proiectare la ofiția fără, Tăugin Bocean Andrei. Mulțumim. Comisia Economică, vă rog. Comisia Economică realizează favorabil. Cu mențiunea? Cu mențiunea că nu am participat nici la discuții, nici la vot. Vă mulțumesc. Discuție? Același lucru și acest proiect, în depunere în viitor, în așteptare, în stand-by, dacă o să aprobe, o să aibă, poate o să fie foarte mulțumesc cei cu strășcări la locuințe sociale, nu? Exact. Da? În regulă. Să dea Dumnezeu. Sincer. Domnule. Întrebări, dacă nu avem discuție. Sunt discuție? Că nu se vedea? Nu. Corectare, bine, vă rog. Pune în prima o să vadă ce repede am terminat și în ziua. Cine pentru? Da. Cine împotrivă? Cine se abține? 17 voturi pentru, o neparticipare, 18 și domnul Tătarul încă se adresește în total 19. Așa, acest proiect a trecut, vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi, trecem la punctul 24, penultimul punct, dacă nu așa, nu? Da, că avem la 25. Proiect dintr-o hotărâre, rezultate numărul 99.215 din 28.09.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice a indicatorilor tehnice economici pentru obiectul de investiție, amenajare, platforme betonate pentru amplasare igiene ecologice municipiului de Luz, de Suceava, inițiator, Domnul Bogdan Andrei. Comisia Economică? Comisia Economică realizează favorabil. Ok. Comisia de Urbanism? Avărat, doamnă președinte. Mulțumim, doamnă președinte. La cuvânt? Era și casă, doamnă. M-am anunțat și la începutul ședinței și vă dați încolo la fel. Nu voi participa nici la discuții, nici la vot acest proiect. Vă mulțumesc. Da, că facem niște lucruri frumoase, mi-au dăuți. Forme betonate. Ați promis că faceți și sistemul ăla cu ridicarea hidraulică la acele pătările. Să nu vă dați în asta acest proiect. Domnul, cine ești? Domnul? Nicola. Nicola. Cine se înscrie la cuvânt mai în continuare? Cine mai avem? Domnul Simota? Domnul Tiberică? Nu. Domnul Simota. Ok, mulțumim pentru inițiere, adică să mulțumim domnul primar pentru inițiere, dumneavoastră nu vă mulțumesc că nu votați. Trecem pe procedură de vot. Cine e pentru? 24, punctul 24. Cine e împotrivă? În video, toată lumea s-a părut, vedeți ce... A votat și domnul Tătar. La urmă, dar cei care sunt din la urmă, sunt cei din tâi. Domnul Tătar, la privesc, probabil, ați pregătit, v-ați antrenat. Asta e că suntem în procedură de vot, acum să finalizăm. Pentru a fost 17 cu 1 în votare, n-are rost să mai trecem. 18 și domnul Tătar. Dar nu mai are rost să mai trecem domnul secretar la cine-i potrivă și... Domnul Tătar a votat pentru.
18, scuzați, da. Da, mulțumim, domnul secretar. 18 pentru o neprezentare, 19. Pe procedura altă vine... Nu aveți cum 18, pentru că eu nu am participat la voi și nu vă lușe ca acum vreau să spun că am greșit eu, domnul Nicolau, când am spus 18, 17. Nu a participat domnul Nicolau, și cu domnul Jecalu. Dar a participat domnul Tătătare, schimb. Ok, 17. V-a suplimentat domnul Jecalu, a văzut că dumneavoastră la greu l-ați ajutat. Acum vedeți la judec. Da, a trecut și acest proiect cu 17 voturi, da? Vă mulțumesc foarte mult. Nu mai are rost să mai spunem cine împotrivă, că nu e nimeni împotrivă. Punctul 24. Trecem la punctul 25, suplimentare, da? Ăsta de azi. Proiect de hotărâre de modificare HCL numărul 60/30/04/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico economici pentru cele regim P plus 1 e două ansambluri de clădiri, 16 apartamente, CF 54.324, corp 1 și corp 2, situat în strada Toluci, municipiul Rădăuț, județul Suceava. Da, mulțumesc. Am aici, doamna secretar, că nu am... De urmare, nu? Sigur. Comisia de urbanism, avizează favorabil. Economică? Comisia economică avizează favorabil. Mențiune că nu participam și la discuții, nici la vreo. Vă mulțumesc că nu participați. Cine să scrie la cuvânt, în afară, domnul Preda. Domnul Tătar? Domnul Tătar, nu. Da, o prima. O, poftiți, poftiți, domnul Postremat. Așa, nu. Da, mai vechi, care e făcut din linie, este legal. Ce să comentăm? Dacă omul ți-a obținut în viața. Sunteți o mașină, nu? Da, sigur, domnul prima. Dar n-aveți volan, parcă, fără volan. Am văzut fără volan. Ia mașină fără volan. Sunteți director, normal. Șofer, da. Da. Trecem la diverse, domnul Tătar, probabil v-ați încălzit, v-ați odihnit și avem procedura. Nu, știu, trecem la procedură. El a spus că a menționat că acest proiect deja era făcut din perioada domnului Tătar, când era primar. Acum s-o șterg de praf și se prepune din nou domnul Tătar, așa că vă spun, o să fiți supărat, o să fac atâtea locuiți sociale, avem vreo 4-5 proiecte a fost cu locuiți sociale, dar e un lucru bun. Nu super. Dar să avem teren pentru atâtea locuiți, nu? Da? Păi n-a zis Pitologe, pe Grigorovici. Aia, nu? Da, știu. Da. Da. Mulțumim. Cine, dacă sunt înscrie la cuvânt? Nu sunt, nu? Trece pe procedură. Dar eu, domnul președinte, cu o întrebare pentru domnul Jecalu, înainte de a trece la punctele de la diverse. Vă rog, domnul Consiliu Vasos. A fost făcut o adresă către SECE Servicii Comunale în data de 26.08.2021, cu numărul 1912. Ne-ar putea spune cât mai durează până la răspunsul pentru punctele care au fost ceruți în adresa respectivă? E la diverse sau pe proiectul ăsta? Domnul Vasloschi, domnul Jecalu, v-ați notat? Da. Ca să nu mai intră o dată, vă dă răspunsul rapid îndată. La diverse? Nu? La diverse? Și vă răspunde domnul Jecalu, știți pe ce adresă, dacă nu sunați, să vă cunoașteți, nu sunteți foarte bine. Vedeți, e foarte informat, domnul consilier, cu trei funcții, și consilier, și administrator public, și administrator public. Poate vine administrator public, domnul dumneavoastră. Da. Cine trecem procedură, domnul Vasoschi. Cine pentru punctul 25 de ordinea de zi suplimentată cu acest bloc de locuințe sociale pentru cine domnul Jecalu, da. Domnul cine da. Cine pot privă? Cine se abține? Cine nu votează? Asta nu este domnul Preda. Cine nu votează? Domnul Preda nu a participat la această procesă de dezbatere, da? În rest, ceilalți s-au fost. Da, ceva, da. Ok, mulțumim frumos. Vedeți, am fost parte operativ. Ordinea de zi a luat sfârșit. Cu acceptul noiastră.
Sper să nu deranja pe nimeni, nu v-am supărat, nu vă supărați. Deci, pe viitor, mai conduc o dată, dacă o spun sănătos și cam data s-a terminat mandatul. Domnul secretar? Trecem la punctul diverse. Avem 19, dacă nu mă înșel, 17 plus 2, nu? Da. 19 puncte diverse. Domnul secretar va parcurge punctele diverse. Cu permisiunea mea, eu voi părăsi doar 2 minute sala. Am un telefon urgent. Domnul secretar, se poate, da? Da. Da. Poftiți. Da, mulțumesc, domnul președinte. La rubrica diverse, punctul 1, adresa instituției prefectului de Suceava, numărul 13262, per 10, per 1, din 17.8.2021, înregistrat la primăria municipiului Rădăuți, numărul 13.871, din 20.8.2021. Este vorba de avizul de legalitate dat pe hotărârile adoptate în ședința de 27.7.2021, de la 154 până la 157, mi se spune că nu s-a formulat acțiune contencioasă administrativă. La punctul 2 de la diverse, adresa instituției prefectului numărul 12.775 din 24.8.2021, înregistrată la noi sub numărul 14.320 din 27.8. Este vorba de avizul de legalitate dat în, pe hotărârile adoptate în ședința din 15.7 de la 139 la 153. Aici mi se spune că pentru hotărârile de la 139 la 143, de la 145 și 147, 150 la 153, nu s-a formulat acțiunea contencioasă administrativă. Referitor la hotărârea 144 pe 2021, se face precizarea că prin adresa numărul 12.839 și adresa 12.840, 4-8, s-a solicitat punctul de vedere privind la legalitatea actului administrativ de la următoarele instituții. Primăria Municipiului Rădăuți, primarul și secretarul general al Municipiului Rădăuți, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Ministerul Culturii, Comisia Națională a Muzeilor și Părinților, Ministerul Culturii. După ce vor fi comunicate punctele de vedere, acum administrativ va fi examinat sub aspectul legalității în termenul prevăzut de lege. La referitor la altă hotărâre, numărul 141. La ce punct, la ce punct, domnule? Taxativor, domnul secretar, hotărâre. Stați puțin, acum că am întrebat. N-am primit de la Ministerul Culturii o adresă? I-am primit-o. În care scrie că nu s-a dat avizul și hotărârea nu ilegală? La ce punct, domnul secretar? La punctul 2, la 144, la organizat. La punctul 2, să vedeți sus? La punctul 2, la diverse, da? Da, punctul 1 l-ați lăburit. Punctul 2, poftiți, domnul consilier Tătar. Deci, domnul secretar, spune că s-a făcut funcție de vedere prefectura. Eu am primit documentul și am documentul care scrie în Ministerul Culturii că nu a dat aviz și hotărârea este ilegală. De la ce n-ați primit-o? Nu. Numai puțin, că caut acum jurista adresele. Treaba e în felul următor. Dumneavoastră, în ce calitate ați primit acest răspuns de la... De am contestat de hotărârea. Și ați efectuat în ce distanță. Ai important de da, dacă îmi dați voie da. Să răspundă... Numai puțin, numai puțin. Răspunde, sigur, că dacă aveți și adresa... Păi, este adresa la următoarea. Pe... A, auziți că vă dă lămuriți și vă răspunde la punctul 3 de la diverse. Da, mulțumim. Mulțumim, domnul. Putem corecta, într-adevăr, la legătură. Adresa. Ok, poftiți, domnul secretar. Da, despre, așa cum am citit la 144, instituția prefectului nu s-a pronunțat încă privire la legalitatea hotărârii 144, deci pe care privește reorganizarea aparatului specialitatea primarului da. Și modificări pe state de funcții la alte structuri, cum ar fi Muzeul Bibliotecă și DAS, reorganizarea DAS. Dar a cerut puncte de vedere de la anumite, de la Ministerul Culturii, de la Ministerul Culturii, Comisia Națională a Muzeilor și Colecțiilor și de la NFP. Răspunsul care l-a primit instituția prefectului l-a făcut cunoscut, așa cum spune domnul Tătar și dumnealui fiindcă a solicitat, este la numărul 3 de la diverse. Acolo se spune, Ministerul Culturii a dat s-a pronunțat cu privire la legalitatea intervențiilor pe statul de funcție a bibliotecii, unde s-a spus că este relevant de Consiliul Local să aprobe. Direcția de Patrimoniu Cultural și Ministerul Culturii a spus că, din punctul lor de vedere, era necesar avizul prealabil al acestei comisii, având în vedere că s-a reorganizat muzeul.
Noi, așa cum am susținut și prin în instanță, considerăm că nu s-a făcut reorganizarea muzeului, pentru că nu s-a schimbat nimic din secții, conducerea muzeului sau alte structuri, ci doar s-a redus numărul de personal. Acest punct se va clarifica în instanță. Până la data de față, nici instituția prefectului nu s-a formulat un punct de vedere cu privire la legalitatea hotărârii. Mulțumim! Mai am întrebat, domnul secretar, la obiectiv. Vreți să mă dumneavoastră ați prorogat termenul de privind personalitatea juridică a TAF-ului, da? Da. Da. Și dacă ați prorogat termenul TAF-ului, cu ce ocazie dumneavoastră și cu domnul primar semnați dispoziții privind în această perioadă? De exemplu, cu Ivor Martinistor, cu ce ocazie ați adis? Dacă dumneavoastră ați prorogat termenul de prelungire a personalității juridice. Odată și-a prorogat terminul, personalitatea juridică este încă legală, dar care personalitate juridică, da? Vreau să te vrea să-i dat după expirarea acelei hotărâri, să-i dați preaviz sau notificare, sau cum îi spuneți, vreau să lui domnul ministru. Da, am spus că dumneavoastră nu v-ați adresat că eu nu am semnat preaviz, dar din ce știu s-a dat preaviz de către Direcția de Asistență Socială. Domnul Nisor, vă referiți cred că la Nisor Gabriel, șeful de la Sindice. Da. Prelungirea, prorogarea termenului pentru menținerea personalității juridice până la 1 octombrie. Până la 1 octombrie anul Direcției de Asistență Socială nu are legătură cu desființarea postului de șef serviciu la această structură. Deci bănuiesc că din cauza aceasta s-a dat preavizul. După cum am spus, nu eu am dat preavizul, bănuiesc că nici domnul primar, ci Direcția de Asistență Socială. Numai că se avizul trebuia să dea domnul Tătar spune ceva cu prefectura. Nu? E un domn Petru care vrea să intervine. Am explicat. Da. Domnul Tătar, în regulă, mulțumit, răspuns? Nu. Deschide microfonul. Are microfon. Ai ieșit de sistem? Nu are microfonul închis. Nu aveți microfonul deschis. Este într-o zonă fără semnal. Nu are microfonul închis. Nu are microfonul. Acum v-am auzit, nu v-am auzit, domnul Tătar. Deci nu este în regulă. Nu trebuia să ideea lui să-l capim. După ce prorogat termenul, după perioada de prorogare a termenului, atunci trebuie să semneze domnul primar. Domnul primar are în calitate să semneze preavizul notificări pentru domnul Nistor Gabriel. Da? Hai să calitate. Tot despre ce discutăm acum, e vorba despre acte administrative care țin de executiv, nu de competența Consiliului Local. Da, dar în situație este sub ordinea Consiliului Local. Nu în subordinea primară, până în momentul de față, până la 3 octombrie, da? După 3 octombrie, eu luam de prioritatea juridică și atunci răspunde domnul primar. Până la 3 octombrie, răspunde Consiliul Local, fie activitatea ta. Da? Da, așa cum a spus domnul consilier, eu n-am cunoștință despre acest preaviz. Nu a trecut ei, nu. Păi subsemnatare. Am trecut ca băsare lângă și dracu, normal mie. Domnul secretar. O rugăminte, domnule ședinte, o rugăminte pe rământul care se va. Deci vreau o informare privind activitatea clubului sportiv municipal care este supărerea copilului local, nu ședinte o favoare, pentru că acolo sunt foarte multe minuni care se întâmplă în momentul de față și s-au întâmplat. Și vreau o informare ca domnul director din prezinte în cap cu cheltuielile că este în suportul noastră clubul sportiv. Și acolo vă spun că sunt plătiți oameni care ești... Domnul Tătar, păstrați-vă întrebarea că, îndată intră în direct domnul director de la clubul sportiv, noi am reținut numele, un băiat tânăr care a spus că este pe recepție și îndată o pun întrebările. După ce parcurgem la diverse, o să intre domnul Țibu. Domnul președinte. Nu. Eu rămân fără semnal și nu. Domnul președinte, în ședință următoare, pentru că domnul director nou, tu știi, noi era bine pregătit, vă spun eu. Tu știi mai mult eu. Eu trebuie să-i pun niște întrebări, să văd cum o plătim 5 sau 6 persoane acolo și în ce parte o luau bani.
S-a înțeles normal să vină în ședință, domnul director cu informarea, și atunci o să discutăm. De acord, problema e că eu am solicitat și mie în Sântea, sau și la alți consilieri care o să apeleze la domnia sa, hai să trecem la punct, adică propun, să lămurim punctul 2 și 3, care e legat de la diverse pe aceeași problemă, și după aia, înainte de a trece la punctul 4, intrăm în direct cu domnul director de la punctul 4. Deci eu vreau în ședința următoare, domnul director, să vii cu informare. Informare, exact, corect. Corect, o să solicit. Ei, băiatul e tânăr, de ce să-l punem într-o situație ingrată? O să-l punem întrebări care nu o să știe și nici de răspunsuri. Ea lui are de la dispoziție o lună de zile să se pună la punct și o să ne dea lămuriri, eu zic, exact. Ok, da? La concret a spus ce anume să vă răspundă. Cu fotbaliști? Cu situația financiară, cum s-au făcut de contările, câți bani au intrat, unii s-au plătit, cum s-au plătit. Sunt persoane care iau niște indemnizații de efort acolo, care nu știu ce bază eu. O să-l întreb la timpul respectiv. Deci, domnul... Eu vă recomand dimineața să veniți la alergat, dacă veniți, îi vedeți pe persoane respective. Cum e Ticuț, tot timpul e activ eu acolo. Eu nu vorbesc de Ticuț. Ticuț e angajat cu contract. Bravo. Ok. Deci, să vorbiți de altfel. Na, păi, dar îl ajutați dacă e tânăr și asta. Nu îl ajut. Nu. Trebuie să vii să vadă și să vedeți cum ne dezinformează. Și după aia îl informăm noi. Dacă ne dezinformează, îl informăm. Dacă nu ne dezinformează, îi mulțumim. În regulă. Domnul secretar. Da? Bine, domnul. Mulțumim. Eu am retrat. La un consilier care... Bune, aștept. Gata, aștept. Haideți, dacă aștept. Și-am intrat într-un dialog și nu mai ieșiți din sistem, cu permisiunea de secretar, secretarul, se poate conform legii, sunt diverse. Da, vreau să întreb un domnul Preda, dacă mai votează la următoarea ședință sau nu. De asta ce spune domnul președinte? Da. Domnule Leon, în începutul ședinței ați spus că cineva s-a adresat într-un fel la anume. E bine de asta că se adresează lumea în felul ăsta. Dumneavoastră nu știți să oferiți respect. Dumneavoastră îi impuneți. Și o cereți respect. În primul rând, respectul să câștigă domnul Leon. Păi. Mie sincer, mie miră de dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră, până la vârsta pe care o aveți, încă n-ați învățat că toate se plătesc pe pământ. Și tot ceea ce faceți și tot ceea ce suferiți, îi plătiți aici. Am cu siguranță, tot prin ce ați trecut dumneavoastră, este rezultatul unor acțiuni, dar se pare că n-ați învățat absolut nimic din toate noastră. Vă mulțumesc că îmi portați de grijă, vă mulțumesc și bunul Dumnezeu, vă mulțumesc bunul Dumnezeu împreună și dumneavoastră că îmi portați de grijă, domnul Preda. Întrebarea era venită pe mesaj de la cineva. Cu siguranță eu vă garantez cum am garantat și în ianuarie, o să-mi vedem și în continuare, domnule. Așa. Uite, zâmbesc și apăresc ca să nu-mi credeți că sunt supărat pe dumneavoastră și nu faceți devieri de la discuțiile noastre cu viața personală sau cu partea de sănătate sau nu știu la ceva să crede de astea, că n-am răutate, sincer, eu pe dumneavoastră chiar vă respect și sunteți simpatic, adus, am comunicat foarte bine câteva ședințe. M-a supărat foarte tare în momentul când m-am întrebat cu acel gal și v-ați supărat pe mine că nu știu ce. Eu n-am nimic, chiar apreciez activitatea galului. Am primit mesajul și eu, dator, să răspund. Da, să răspund eu, domnul. Vă rog, domnul. Deci, în prima instanță, o trecăra cu cei termini la procesul, o pierdută din prima instanță, o pierdută. Acceptăm hotărârea judecătorească. Cu partidul. Ce era aici? Punctea de membru PSD. Domnul Preda, a pierdut în prima instanță, a câștigat PSD-ul, deci nu mai este membru PSD. El nu este membru conform statutului, este executor, ea pe altceva. Deci au pierdut acolo, probabil că dacă vedem că nu primim, o să primim motivarea hotărârii, o să vedem care e toată, dacă executorul de la prefect, dacă nu, domnul Preda o să fac recurs și o să ne judicăm în recurs. Cam asta e situația. Da, e un motor, domnul Preda. Nu cred că nu cred. Consiliul local, nu vedem. Da, bine.
Dar e un subiect sincer, nu? Nu, n-am nicio problemă. Trecem mai departe. N-am nicio problemă și probleme aveți acolo, PSD sau unde a fost, dar eu... N-am fost pe microfon, nu s-a audit. Da, scuzeți, da. N-am nicio problemă, sau nu e problema mea ce aveți acolo, în interior, dar după ce am primit mesajul, eu trebuia să pun această întrebare de la cineva din municipiul Rădăuț și la un nivel să discutăm tot legat de Rădăuț. Ca să nu prelungesc sau să nu lungesc discuția, domnul tătar, vă doresc succes și la următorul. Mulțumesc, sănătate. Și la domnul Preda, tot îi mulțumim, îi doresc succes. Nu m-a deranjat, poate să fie în ședință cât vrea el și cât dorește, nu e problema mea. Trecem la punctul 3, da, domnul? La punctul 2 eram. 2. Am spus partea despre hotărârea 144. Conexată, am zis, adresa era la punctul 4, nu la punctul 3, cum am spus eu. La punctul 4 era adresa venită de la Minister către instituția prefectului și comunicată și către noi. Tot la punctul 3, prin acea adresă, instituția prefectului ne cere anumite clarificări pe hotărârea 148 și pe hotărârea 149. 148 este cea pe care s-a aprobat organizarea Istanbul Street Food în parcarea centrală. Ne-a cerut drept, dovada dreptului de proprietate, domnul Sescu ne-a prezentat o informare cu privire la locații și anume că sunt parcarea centrală unde este vorba de domeniul public, poziții din inventarul domeniului public. Va ajuta punctul 3, la semnat? Da, mă știu, la cu privire la hotărârea 149 prin care se cere să comunicăm dovada dreptului de proprietate. Este vorba de branșamentul dat pentru apă și canal, că trebuie staie pe Valea Seacă. De la Serviciul Urbanism am primit precizarea că aparține domeniului public, inventariat la poziția numărul 192 din inventarul domeniului public. Dar acum am chiar punctul 3. La punctul 3, dacă cineva are o nelămurire, vreau o întrebare, să pun întrebarea domnului secretar sau mie sau domnului viceprimar. Nu avem. Vă mulțumesc. În punctul 4, pe ordine, pe punctul diverse. Da. Punctul 3 era... Punctul 2 a fost cel cu adresa. Punctul 3 este altă adresă la instituția prefectului cu privire la hotărârile adoptate în ședința de Consiliul Local. De la 159 la 160, nu s-a formulat acțiune în contextul administrativ. La punctul 4 era acea adresă care a conexat-o cu punctul 2, și anume, instituția prefectului a cerut puncte de vedere de la Ministerul Culturii, Comisia Națională, și de la Agenția de Țara Public, s-a primit răspuns. Și adresa? La punctul 4 este. La punctul 4, nu am înțeles. Adresa lui domnul Tătară i-ați primit-o, nu? Asta e. Și o aveți, nu? Ați primit-o și neastră, o primit-o și el. Da. La punctul 4 nu aveți cu dumneavoastră la mamă. Riscăm ca să avem o problemă cu organigrama, nu? Bun. ANFP-ul a spus că nu intră în competența lor avizarea modificărilor pe structurile locale. Până la apariția codului administrativ, într-adevăr, se cerea avizul prealabil la NPP pe orice modificare pe funcții publice. Acum se comunică la hotărâre. Hotărârea e comunicată, nu s-a formulat încă niciun punct de vedere negativ în privința hotărârii de către NPP. Ministerul Culturii, de asemenea, comunica punct de vedere că reorganizarea este comportată pe vedere legale. Comisia de patrimoniu din cadrul Ministerului Culturii s-a pronunțat că era necesar un aviz din partea acestei structuri cu privire la reorganizarea muzeului. Noi, cum așa cum am precizat și cum este și în hotărâri, nu am reorganizat muzeul, dar s-au desfințat câteva posturi. Înțeles. Și nu îți fie probleme, nu? Adică cei care... Sau cei distanță, în instanță, astăzi se pronunță pe suspendare. La instanța se părăște și... Domnul Tătar, păcat că nu este normal, nu sunt Tătar, nu? Nu mai este. Instanța care a spus dumneavoastră ceva de instanță, dar l-ați confundat. Domnul doctor s-a anunțat? Potrivit? Da, dacă o să-mi permiteți să-i răspund omul de vartilogia. Cum s-o mai târziu? Când aici, aici. Sau când e la... Când vă mulțumesc, domnule Vasulescu, dumneavoastră când vreți să vă răspundă, domnule Jocu? Că
când doresc, răspunsul era cerut ca să fie făcut oficial în scris, nu ca și până acum, ședințele anterioare. Da, vă aduc la cunoștință tuturor despre ce este vorba. La nivelul societății au venit două adrese. Una pe data de 26 august 2021 din partea colegilor noștri, a Irinei Cristina, cât și Vasilovski Iulian. Și mai este una din septembrie, doar a doamnei consilier, a Irinei Cristina. Doamna consilieră Irinei Cristina s-a adresat prin domnul secretar și voi răspunde tot prin domnul secretar în general, adică prin Consiliul Local și la răspunsul care îi voi oferi doamnei consilier, vă voi pune și dumneavoastră la dispoziție atât întrebările dumneai cât și răspunsurile. În schimb, la adresa din august, consider că este o adresă incompletă, fără adresă, nu știm unde să răspundem, doar au cerut domnii consilieri mai multe documente, să zic așa, fără a preciza unde să, la ce adresă, la organizația PSD, la adresa din domiciliu. În schimb, solicitarea doamnei Irinei Cristina o consider o solicitare completă prin domnul secretar și voi răspunde în termen legal, cât și o voi pune și dumneavoastră la dispoziție. Nu am nimic de ascuns. Pe scurt, domnule consilier, doresc mai multe informații despre serviciul comunal, cum ar fi doamna Edinei, una din solicitări este despre certificatele de emisie cu efect de seră, acele certificate verzi, care este situația. Cu drag am să răspund la... Nu scris, vă rog, respect pentru doamna Irinei, răspundeți aici. Așa. În două cuvinte. În două cuvinte despre aceste certificate verzi, să zicem așa, în prezent plătim o rată de 280.000 de lei la o amendă de 2.200.000. Wow, amendă? Da, pentru că nu au fost plătite la timp acele certificate, deși mai era nevoie de o sumă de 500.000 de lei. Am cerut un raport la domnul inginer Zvolinski, dumnealui mi-a pus la dispoziție o adresă pe care a informat directorul de pe vremea aceea, domnul Galan Romeu, că în cazul în care nu vor fi plătiți acele certificate, amenda va fi de în jur de 500.000 de euro. Am să vă pun la dispoziție și dumneavoastră, tuturor colegilor, un raport al certificatelor de emisie, cât și în acest an am fost sesizat de doamna Irini și despre certificatele în ultimul an. În acest an noi am încercat să achiziționăm toate acele certificate. Nu am reușit în totalitate, pentru că termenul era sfârșitul lunii aprilie și vă dați seama că nu am putut toate achiziționa, dar ne-am străduit și nu o să vedeți exact sumele față de anul precedent. Asta ar fi una din întrebările doamnei Irinei Cristina. O altă întrebare, sumele plătite, sumele plătite de către primăria municipiului Rădăuți către SC Servicii Comunale. Cum bine știți, noi avem diverse contracte cu primăria municipiului Rădăuți, salubrizare, iluminat public, subvenții. Iluminatul public sunt sume mari, dar abonamentul, zicem așa, contractul comunal și municipiul Rădăuți este de 17.000 de lei pe lună, dar sumele plătite de către primărie, către comunale de 80, 90, 100 de mii de lei sunt pentru că iluminatul public se plătește prin comunale. Eu așa am găsit, nu știu de ce e așa, adică iluminatul public se și servicii comunale achiziționează și primăria ne dă bani lună de lună, de aia suma este destul de consistentă. Subvențiile aferente acestor luni, salubrizarea, deci am să vă pun la dispoziție toate sumele pe care am primit pentru diversele servicii care le-am făcut cu primăria municipiului Rădăuți în această perioadă, având în vedere că
totul este public, nu avem ce ascunde. Așa, deci cam astea ar fi despre certificate, despre sumele încasate. Și a treia, că au fost pregătite, da, ar fi despre datoria populației către SECI Servicii Comunale. Într-adevăr, sumele sunt destul de mari. Zic eu că în această vară au mai scăzut, au mai fost diverse executări, din păcate. Trei apartamente au fost scoase la vânzare și diverse bunuri. Însă, cu toate acestea, datoriile sunt destul de mari. Avem în jur de 3 milioane spre 4 milioane de lei de încasat de la populația municipiului Rădăuți. Sunt diverse sume, sunt în executare. În această perioadă am căutat și altor și alții executori judecătorești, nu doar cei din municipiul Rădăuți. Avem o doamnă din Fălticeni, Botoșani, bineînțeles și cele care erau în exercițiu la domnul Rusu, care erau până în prezent, nu au putut să abandonăm și sunt în derulare. Bineînțeles, situația aceasta, am și găsit că este foarte, foarte greu, fiindcă de multe ori și în instanță e greu de verificat. Deci asta ar fi adresa domnului Linie, iar cea din august, eu mai... Numai puțin, doamna Irina. Da, eu am să vă răspund și în scris. Da, neapărat, dar nu știu cum ați ajuns să răspundeți în scris. Sunteți colegi și partid și va trebui să vă discutați personal. Doamna Irina, aveți o mare dreptate și justificată dumneavoastră dumneavoastră cu certificat divers, că s-a apropie frigul și sigur că o să fie mărită prețul la căldură. Domnul Jelcalu nu mai vă răspuns acum în timpul ședinței, dar vă dă și un răspuns scris, a promis. Vă rog, luați-ne astfel cuvântul, dacă sunteți mulțumită sau ce aveți de completat la această domnul Șefal. Vedeți, întrebări mai era și datoria societății servicii comunale care o are la ora actuală față de ceea ce era când au preluat administrarea. Da, aștept un răspuns scris cu documentele aferente și o să trimit și adresa pentru prima solicitare care am făcut-o inițial. Și aș mai avea o întrebare, să-mi spuneți, vă rog, referitor la stația de asfaltare a noastră din oraș, de ce nu funcționează? În localitățile din jur am văzut că se încearcă achiziționarea unor stații de asfaltare, la noi, din păcate, văd că nu funcționează, nu... Aici, răspund eu, din cauza că această stație din anul 60, de când am născut eu, e antică, aia nu mai corespunde de vedere tehnic, trebuie casată. Dar ne surprinde faptul că nu și-au făcut o situație să achiziționeze o nouă stație de asfalt sau... Asta era ideea. Da, o nouă stație de asfalt. A ascultat foarte bine și nu ne-a răspuns care sunt datoriile către primărie sau către ceilalte societăți. Eu vă spun că în 3 ani de zile societatea comunală va avea un declin financiar. Nu-mi doresc acest lucru, dar aveți... A patra întrebare. Și mai era o referire la stațiile verzi din oraș. Tot m-am întrebat până la urmă. Cine se ocupă de ele? Am sesizat că crește iarba printre gale, dar nu s-a luat nicio măsură toată vara absolut deloc, din păcate. Și totuși nu știu cine este responsabil de acest lucru. Vă rog, domnul viceprimar, ne spuneți cine se ocupă de spații verzi în Bucinu. Spații verzi se ocupă domnul Cărbuni. Nu, nu, e local, nu are o societate în administrat. Nu, nu. La primărie? Da. Nu e comunale? 100%, nu. Așa. Plătiți la comunale, serviciul ăsta? Pe cei angajați nu erau la comunale care fac? Nu, nu. Pe cei sunt angajați primării. Aia care fac curat, care fac tot aia, sântața, nu? Nu, aia s-a cumpărat, dar spații vezi. Spații vezi, aici. Dar n-a, răspunsul este că domnul Cărbune, cu personalul propriu de primărie, face aceste spații vezi. Adică s-a ocupat, acum nu mai s-a ocupat. Se va ocupa și viitor. Da, înainte se ocupa comunale, când era dăutătar, avea totul. Și cu în comunitate, și spații vezi, doamna Irene, tot avea. Adică șeful mea se politică, de nu se poate. Acum, na, domnul Jectanu și-o selectată serviciile. Mai aveți vreo întrebare?
Dar vă rog președinte, așa pe nu, nu, puțin cu doamna Irina, dacă mai e. Doamna Cosmin. Nu aștept răspunsurile în scris și voi primi deja de ziua unde să primit, primesc la prima zi, da? Și parcă cu documentele la fel, dacă precizat. Primei, vreți să răspunsul sau prin poștă? Nu, prin poștă. Prin poștă. Rugămintea mea de la domnul Jecalo sunt primită și mie, strada Ionistorul 49. Știe domnul administrator public de sănătate. Sunt primită, același faceți un dublu exemplu, așa primită și mie raportul care sau informarea care dați. Singur exemplar și care sunt la dispoziție la toți cei 19 consilieri. Mai bine. Și puneți și pe site, a promis viceprimarul, care are site și primăria mai nou și puneți și pe site-ul primăriei domnul viceprimar. Asta e transparență, domnul Mușecaru. Exact. Sigur. Mulțumim, doamna Irine. În regulă, da? În regulă. Domnul Vasilescu, pot fi dumneavoastră. Dar să-l avem acum călduți, că vreau să plece. Da, dar este dispus ca să o facă și să pune pe site-ul primării, nu înțeleg ce au făcut și au avut ieri de 30 de zile pentru acest răspuns. Că noi, deci am cerut din punctul de vedere ca și consilier local, nu personal. Corect. Adică cum personal? Vă referiați că consilier personal la ce? Nu. Noi am cerut în adresa respectivă, din având funcția de consilier local. Deci răspunsul îl așteptam ca să fie depus într-una din ședințe în perioada asta. Perfect. În ședințe locale. Aici secretarul are problema, că de asta ați făcut-o către comunale direct sau prin primărie, prin primărie secretar? Prin comunale direct, direct și nu, secretar. Nu, a fost făcut direct, la SEP și pe SEC. Normal, dacă v-a răspuns prin Consiliul Local, trebuia prin secretar, după procedură legală, vă spun. Trebuia prin domnul secretar și are registrul separat față de administratura primărie, direct la Consiliul Local și atunci secretarul era obligat, adică prin lege, prin 30 zile să ne pună răspunsul, facea demersul de către comunale, ne dădea răspunsul, dar asta ne învățați, că sunteți la început de mandat și... Nu e nicio problemă, o să facem în termen legal, o să mai fie de așteptat 30 zile, nu e... secretar, dați-i număr la domn secretar. Una dintre adrese este făcută prin Consiliul Local, este înaintată, încă este în termen către Serviciul. E în termen? Da. Auzi, domnul Vasilescu, ce acte? Una despre care știu eu, domnul consilier. Acum înțeleg că mai este una adresată direct la Serviciul Local. Trebuie să are și domnul Tătar câteva. Și alaltă. Lăsați răspunsuri. De acord. Nu e termenul, domnul Cercal. Certificatul de avem și creditul ăsta de 2 milioane, fai de mine, cineva o să dea explicații. Cu binele și cu toate celelalte, venea mare la, acolo, la centrala de zonă și căldura și așa și celălalt. Cine a mai cerut răspuns? Domnul Vasilovski și am mai fost un găsitor. Domnul Vasilovski și am răspuns că și dumneavoastră, orice adresă care vine prin Consiliul Local, am să răspund. Dar chiar și personal, numai că nu am menționat unde să răspund. Este o adresă Asociației de Proprietari de la Piața Unirii numărul 33, grup Tun, cu privire la probleme ridicate la organizarea târgului oraiilor, ca să sintetizez. Alăturat este răspunsul dat de către domnul Silviu Ursescu, a fost la dispoziție, exista hotărâri de Consiliul Local, de unele observații zborțele între poamtă, în poate nu. Au reclamat cei la blocul Tun, nu? Da. Deci, da, dacă au fost zilele oraș, nu. Târgul Olarilor. Deci la punctul și... Și au fost deranjați acei autorități. Ok, punctul 6. La punctul 6 este un memorat promis de către domnul Mihai Gabriel prin situația centralei de cogenerare și înaintat către noi, de către domnul administrator. L-avem aici, da. L-avem la materiale, l-am citit deja o parte dintre noi. Da. Da? În regulă, stimați colegi? Da. 7. La punctul 7. De la punctul 7 până la punctul 10 sunt plângeri prealabile. Da. La adresate la privire la hotărârea de Consiliul Local numărul 44 din 15-7-2021.
prin reorganizarea parcului specialitate al primarului municipiului Dăuță, al Direcției de Asistență Socială, precum și modificarea statelor de funcție ale instituțiilor publice, a partea sub ordinea Consiliului Statului. Nu știu dacă are rost să enumer cei care au făcut plângeri, funcționarii respectiv. Este vorba de domnul Babiaș Iosif, deci la punctul 7, da? La punctul 8, doamna Zaharie Mihaela Elena, la punctul 9, Breabăr Cătălin Ilie, la punctul 10, Balint Adrian, la punctul 11, Dumitru Pecla. Toți sunt polițiști locali. Plângere prealabile le aveți la mapă, dacă aveți puncte de vedere, privire la aceste plângeri. De altfel, hotărârea de Consiliul Local este atacată în instanță de contencios de către parte din funcționari, cei din cadrul poliției locale, cei din și unii din cadrul Direcției de Asistență Socială. Răspunsurile, întâmpinările au fost întocmite de către compartimentul juridic și semnate de președință de ședință și înaintate instanțe. Da. La punctul 12, adresa Asociației GAL Urbană Dăuț, numărul 74 din 23-08-2021, înregistrată sub numărul 99133 din 24-08-2021. De asemenea, de la mapa de ședință, și bănesc că ați au parcurs-o toți consilierii. La punctul 13, deci de la punctul 13 la punctul 17 sunt adrese ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, înregistrate la instituția noastră în cursul lunii septembrie, mai exact pe data de 15 a 9-a. De asemenea, a fost prezentat, este privire la proiectele cereri de finanțare pentru anumite obiective de investiție depuse prin agenția ADR. De suplimentare, avem un punct la diverse. Care? La pe suplimentare avem la punctul 18 la diverse. La suplimentare, da? Da, este Dexter, sau ce ne zice? Dexter, da. Ce cu Dexter? Dexter Catanela. Este adresa despre care am făcut vorbire la proiectul 11 de ore de zi, dacă nu mă știu, cel cu adresarea celor 27 de parcele de teren, unde se făcea o poziție în ideea că prin acea hotărâre s-ar vinde, așa le spune chiar, proiectul de hotărâre 99.092 din 16.8-a, privind aprobarea de vânzări prin licitație publică un număr de 13 imobile aparținând domeniului privat, că ar avea legătură cu stabilit de parcele de teren care sunt în litigiu cu doamna Dexter Daniel, okay. Dar nu este așa. Nu este acel lucru la ce își face. I-ați răspuns, nu? O să-i răspunde. Așa este, da? Și punctul 19, un punct la diverse. Adresa spitalului. 1-8-8-2-8-9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 -
desfășurării activității în cadrul CFU. Este vorba de manager Vatra, da? Și director de cadrul veterinariu Mihaela, da. Dar îl aveți la suplimentare la final. Am înțeles, m-a fost activ managerul. Da. Asta cere de asemenea o soluție pentru a putea plăti orele care rămân și necesare acoperite de către medici urgentiști. Din punctul meu de vedere, are dreptate? Drepturile salariale se plătesc către spital, conform prevederilor legale. Consiliul local poate acorda acele stimulente financiare care de altfel se acordă și au fost acordate către medici în baza unui regulament. Altceva? El se grăbește, el tânăr acolo, e nou, vrea să iasă repede în față, să-i arate lui domnul fostul manager că el e mai activ. Și
Dar nu aveți dreptate, domnul Vadă. A, și promis că intră. A promis că intră în direct. Poate e pe recepție, e foarte activ și poate ne dă anumite explicații sau lămuriri, sau ce a solicitat în această adresă. Lămuriri, domnul secretar, toate. Mulțumim. Da, punctul de vedere. Da, din punctul dumneavoastră, din punctul consilierului, la rândul s-a terminat. Stimați consilieri, dacă aveți probleme de ridicat, avem acolo partea de sus, dreapta, cine domnul Preda, nu? Preda, da, da. Bine, domnul. Domnul Preda, poftiți, domnul Păstătul. Bine, domnul președinte. Vreau să spun doar la referitor la proiectul cu spitalul. Una din soluții ar fi, pentru că, după cum foarte bine știți, spitalul municipal Rădăuți se adresează unei populații mult mai mari decât cea municipiului Rădăuți. Nu mare majoritatea comunilor, a persoanelor din România alăturate din spitalul municipal Rădăuți. Din punctul meu de vedere, s-ar putea face o asociație în care să fie și eu apel de învecinație membrii, să plătească o cotizație acolo, iar cotizația respectivă să fie direcționată, știu eu, ca stimulente pentru medii. Sau inclusiv s-ar putea să pot primi chiar și cei 2% care direcționarea celor 2% din impozitul pe ei și profit pentru acea asociație. Ulterior, Spitalul Municipal Sfinții Dr. Cosma Damian ar putea să direcționeze bani în direcții în care știu eu, ei au nevoie. Mulțumim, cei 2% știm cu toții. Se pot recupera la societăți comerciale să cunoaștem procesurile, domnul, sunteți foarte activ, domnul președinte de comisie. Dar între timp s-a anunțat domnul Vatră, domnul manager e pe recepție. Lămuriți dumneavoastră, lăsăm pe domnul Preda, văd că le știe pe toate și nu sunt ignorant, să știți. Lăsați-l pe domnul Vatră, că de asta e manager. Intră. Intră acum, domnul Vatră. Deci, s-a schimbat managerul, a schimbat mandatul, nu? De acea dinainte, nu? Da. Încă concurs, întrebare, nu mă stați, pregătiți-vă microfonul, domnul secretar, dar procedura legală după 6 luni interimat trebuia scos concurs. Așa s-a spus, că se scoate la concurs și domnul Vatră poți participi și domnul Preda și toată lumea. Și proces. Da, e proces și nu se poate, nu? Sau care poate? La expirarea mandatului managerului Interimat? Nu interimat. Unui manager, manager spital, da. Se poate numi un manager interimat, în perioadă de 6 luni. În perioadă se organizează concursul. S-a inspirat mandatul? A fost desemnat un manager interimat, domnul Lux, după 6 luni. Acum este numit domnul Vatră. Voi inspirați și cele 6 luni al domnului Negruț? A fost numit domnul Vatră. Tot 6 luni? Tot de 6 luni. Dar se poate așa dacă s-o să amânați așa cu 6 luni. Consiliul de administrație al spitalului organizează concurs. Da, problema care o știm cu toți este fiindcă există proces pe contractul managerului titular, din care fost revocat. Am înțeles că nu împiedică. Acel proces e proces pe rol, merge înainte. Consiliul de administrație organizează concurs. Și dacă nu, primarul are obligația să numească un manager, nu poate rămâne. Mulțumim. Nu primarul, prin dispoziția primarului, numește managerul? Interimar, da. Interimar. Și celălalt nu mă concurs. La solicitarea posibil de administrație, nu? Da. Posibil de administrație? La interimar nu mai. Nu ai trebuit? Mai e o procedură de scoatere la concurs. Exact. Am înțeles. M-am săgurit pe tine. Domnul Lugian, te notați să scoateți, să-i puneți acolo, totuși, în dreptul legal, un manager. Pe de curând, pe de curând o să organizăm un concurs. Vă rog. Pentru Pentru Rădăuțeni, domnul Lucian, că știți cum uite, vedem să trecem pe perioada de greme și să aibă totuși. Și doamna Caleciuc, cineasă în consiliul de administrație, vezi, nu? Și ai, da? Sunt în consiliul de administrație a spitalului și punctul meu de vedere este că nu se poate organiza niciun concurs de atâta timp cât există un litigiu în acest sens. Da? Până când instanța nu hotărăște în legătură cu fostul manager și cu cererul, nu putem organiza un nou concurs. Sunteți doi consilieri de administrație, da? Doi consilieri. Suntem doi consilieri și un reprezentant al primarului. Da? Sunteți impar, trei. Atunci aveți pe domnul Lucian de altă părere, dumneavoastră de altă părere,
decide consilierul primar. Nu, președinte, mai avem încă doi reprezentanți de la FSB. Dar, repet, nu există, din punctul meu de vedere... Legal. Da, sigur, nu există. Varianta organizării unui concurs până când nu se pronunță instanța în legătură cu situația juridică a fostului manager. Ne putem găsi în situația ingrată de a avea doi manageri în același timp, ceea ce este... Nu mă contrazice, ea zice foarte bine, dar noi, ca să luăm hotărârea, trebuie să ne convocăm Consiliul de Administrație, unde suntem cinci. Da. Deci în momentul în care vom pune pe ordinea de zi această variantă, o să vă comunicăm. Vă rog. Da. Am înțeles acum, sunteți formați din cinci, doamna Calenciuc, dumneavoastră și consilierul personal al primarului, sau o persoană din primar, nu? Cine e? Este un reprezentant al domnului primar. Cine e, domn secretar? Este domnul Remus Cernevski. Cum? Remus Cernevski. Am înțeles și doi de la PSD. Mulțumim, dar... Președinte, așa vrea și eu intervenție, dacă îmi permit. Numai puțin, a spus domnul cineva, a spus că doi de la... De la DSP. DSP, da. Nu, PSD. PSD-ul a fost mandat trecut. Da, domnul Lucian, e bine că dumneavoastră puteți, aveți majoritatea acolo și puteți vota și scoate la concurs să ne lămurim. Domnul Tibeică, poftim, domnul consilier. Păi să ne lămurească domnul... În situația. Eu vă spun eu, domnul secretar a spus că decizia este posibilă. Vă rog, lăsați pe domnul secretar oricum, să răspundă la întrebarea. Vă oricum îl lăsam, dar vă ajutam, adică în sensul că el a spus clar că Consiliul de Administrație când hotărăște, atunci se poate scoate la concurs. Domnul secretar, hai să lămurim această problemă. Da, domnul președinte a punctat corect. Am punctat, nu? Da, nu este locul meu să-mi dau cu părere la organizarea concursului de dirigere la spital, nu. Este conform Consiliul de Administrație. Corect. Ați auzit, domnul consilier Tibeică? Da, sigur că da, dar am cerut o părere dacă ne poate ajuta, în văd de vedere că dumnealui... Unii lege nu-i tocmeală, domnul Tibeică. Unii lege nu-i tocmeală. Un factor de lămurire al nostru al consilierilor. Noi la el trebuie să apelăm, să ne întrebăm acest lucru. El vechează. Domnul Tibeică. Rolul secretarului în primărie este de a urmări, a să respecte legea și urmărește partea legislativă. E... Problema e că ne-a lămurit. Consiliul de Administrație. Doamna Calenciuc, nu aveți dreptate. Puteți să scoateți la concurs acest post. Dar doriți să intervenim, vă rog. Rolul procesului se duce pe... După mine, eu nu sunt jurist, dar am logică în ce spun. Procesul continuă. Finalul o să fie care o să fie, dar concursul poate să aibă loc. Dar, domnul secretar? Trebuie să răspund. Și punctul meu este de vedere că se poate organiza concurs. Din punctul meu de vedere, dacă aș fi în Consiliul de Administrație la spital, dar nu sunt, așa că nu să rămân. Pot să pot răspund. Nu mă pot spune să rămână, ci vă spun mulțumesc. Să rămână aici, domnul Arcadiciuc. Poțin, doamne, președinte. Da. Păi, aș dori în cazul acesta să-l întreb pe domnul secretar, că nu puteam mai pronunța, instanța de judecată va hotărâ, da, în legătură cu solicitarea fostului manager. Există egale șanse, da, de a pierde sau de a câștiga fiecare un proces, da? În condițiile în care, pe perioada de urmări acelui proces, noi ca și Consiliul de Administrație, organizăm un concurs... Da, știu ce vreau să întrebați. Un manager, vă rog să mă anunțați, vreau să termin. Un manager va ocupa funcția, da, în urma unui concurs absolut legal, spuneți dumneavoastră, da, organizat. Admitem că instanța hotărăște ulterior, a fost un manager să revină în funcție. Care este domnul secretar, vă rog să-mi spuneți, modalitatea legală de a elibera din funcție pe celălalt manager, dacă dumneavoastră spuneți că e legal? Corect. Nu duceți acasă că dumneavoastră a câștigat un concurs, dar absolut corect. Da, doamna consilier, se poate organiza din punctul meu de vedere, așa cum v-am spus, nu eu. Hai, numai puțin, domnul secretar.
se poate organiza concurs, iar contractul care se încheie cu managerul câștigător să fie o clauză, chiar și la organizarea concursului să se știe că există o clauză în cazul în care revine titularul procesului, se revocă mandatul. Deci o clauză suspensivă, pe care cel care se înscrie la concurs și-o asumă. De ce nu l-am avut și eu secretarul din asta? Pentru că asta există interimatul domnule secretar și mi se pare absolut legal interimatul în această perioadă, pentru că nu este în seara unui concurs, pentru că vreme... N-am spus că, noi, că este ilegal, ca dovadă că am și avizat că dispoziția de legalitate. Domnul secretar, lămurim. Eu solicit, domnul secretar, să puneți această întrebare la Ministerul Sănătății sau Ministerul Justiției să ne dau un răspuns, să clarificăm și să lămurim această problemă. Domnul, mulțumită, doamnă Calengiuc. Noi am trimis deja o solicitare către Ministerul Sănătății și așteptăm un răspuns exact în acest sens. Am solicitat un punct de vedere în legătură cu organizarea unui concurs. Ei nu sunt juriști prea mulți acolo, ei sunt cu sănătatea. Doamne, mulțumesc foarte mult, vă respect. Să rămână, domnul secretar, mulțumim. Domnul manager Batră, în câteva cuvinte, dacă prezentați aici adresa asta la punctul 19 a spitalului. Nu, mai, dar a spus domnul viceprimar, a fost a fost, s-a retras, nu când auzit că să... Nu, a fost un moment, nu a fost crezut că a fost și când auzit că îi spate la concurs postul, a renunțat. Dar nu îi spate nimic. Cum nu spate? Spate domnul Lucian. Domnul Lucian e un serios, nu. Vă spun eu, într-o lună e postul la concurs. Sunt sigur, domnul Lucian, că nu face treaba la concurs. Alte întrebări, alte discuții pe diverse... Nu sunt. A venit aici, avem prezență. Dar de ce nu inviți la microfoane? Ne-ai invitat. A venit aici să vă vadă consilier, domnul consilier. Doamna, la spațiu locativ, doamna... Aichiță, știu, că... Aichiță ești mai tot? Aichiță și dumneavoastră sunteți domnul Simon? Simu. Simu, domnul Simu. Da, au fost și întrebări aici puse către dumneavoastră, pentru că ați auzit domnul Cântur la un gest pișetul de astăzi direct și pe mâine sau nu știu când o să fie, tot pe el rămân, tot pe domnul Cântur. Asupra anelelor, dar sunt mari probleme acolo, doamna Aichiță și domnul Simu. Păi, da. Mai exact, vă spune domnul secretar. Eu aș răspunde dumneavoastră, dacă erați, dacă eram eu aici și erați în subordinea mea, vă spuneam că nu. Nu, de nici am reținut eu dacă mi-am spus că răspunde. Domnul administrator de acolo, Servici Comunal, domnul Jecalu, a ridicat problema datoriilor exendic preamis Chiriaș. Pe această temă s-a avut o grupă de discuții. Domnul viceprimar chiar a spus că se intensific și controlele, chiar și prin procomisie. Dacă se poate interveni și se fac parte și consilieri sau doar executivul pe această linie. Este privire la datoriile pe care le au Chiriașii ANL față de 10 comunale. Domnul consilier, dacă aveți întrebări la cei de la spațiul locativ, puteți să vă adresați acum, Andrei. Nu sunt consilieri. Nu sunt întrebări. Vă spun eu, da, nu, pe intensă, domnul secretar. Doamna Calenciu. Doamna Calenciu, poftiți. Și domnul secretare, conectat? Nu. Doamna Calenciu. Nu. Păi nu sunt întrebări. Domnul nu a fost, dar probabil că domnul Flutur, în calitate de șef de serviciu, le-a putut transmite, nu? Adică le știu... Păi, în subordine, nu, domnii? Da, eu mulțumesc pentru că a venit, i-am cunoscut cu această ocazie. Deci, singura noastră solicitare către domnii de la locativ ar fi fost să se ia măsurile că domnul de la serviciu comunal s-a plâns că sunt datorii și încă stric acolo să interveniți cu celeritate în condițiile în care sunt în clădirat, dar stric nu plătesc chirie, dumneavoastră aveți posibilitatea legală, vă permite și legea și contractul de închiriere, să luați măsurile legale cu celeritate și să nu așteptați să distrugă și să lase datorii câte un an, după care să interveniți sau să nu mai putem interveni. Am înțeles, cu toate că domnul Cuturnașcu nu ne-a răspuns, a spus că trebuie să veniți dumneavoastră în care sunteți răspunzători direct. Solicitarea doamnei consilieri justificată, o să luați legătura de Cutur să vă explice. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult, a durat, cum am? 4 ore? Am urmă? Da, știam, te-am mult. Dar nu nicio problemă, vă stați și vă dormiți, dar sunteți până la urmă. Vă mulțumesc. Cu aceste spuse,
ședința i-a sfârșit. Mulțumim foarte mult. Dacă nu sunt și alte întrebări sau alte probleme la punctul diverse, eu declar ședința închisă și ne vedem cu multă sănătate la urmă. Nu mai spune că nu.